Bună seara, stimați telespectatori, și bun găsit din nou la emisiunea Miracolul Creștin. Sunt din nou pastorul Marius Hațegan și sunt din nou în această seară aici, în studioul Alba Carolina TV, în direct la dispoziția dumneavoastră ca să putem să împărtășim din nou din tainele Sfintelor Scripturii. Sunt aici la dispoziția lui Dumnezeu, sunt aici ca să îi dăm slavă lui Dumnezeu. Cuvântul Dumnezeu ne spune, cine vorbește să vorbească înaintea lui Dumnezeu, din partea lui Dumnezeu, spre slava lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute ca și în această seară să putem să vorbim din cuvântul lui Dumnezeu, să dăm toată cinstea și slava Domnului și Dumnezeului nostru, Mântuitorului nostru, Împăratului nostru. Trăiască Domnul, mărire Domnului, slavă Domnului. Se cade să începem și în această seară cu rugăciune, Doamne Dumnezeule, ne plecăm înaintea Sfințeniei Tale și îți dăm toată cinstea și slava. Și te rugăm pe Tine, Doamne Dumnezeule, să binecuvintezi Tu această emisiune, acest program în această seară, să dai călăuzire prin Duhul Tău cel Sfânt, ca robul Tău să poată vorbi cuvântul Tău. Robul Tău să aducă mesajul adevărului, mesajul Evangheliei, mesajul pocăinței. Doamne, păzește-ne Tu, sfințește-ne Tu, Doamne, zădărnicește orice plan vrăjmaș. Te rog să iei Tu întreaga rețea de transmisie sub ocrotirea, sub protecția Ta, studioul acesta, toate aparaturile, asistența tehnică. Doamne, dă-ne protecție. Nimicește orice plan vrăjmaș. Îmbracă pe robul Tău, Doamne, cu autoritate, cu putere, cu înțelepciune de sus, ca să putem să vestim cu îndrăzneală, cu putere și cu autoritate cuvântul Tău. Însoțește pe robul Tău cu semne și minuni. Fă ca și această seară să se știe, Doamne, că sunt slujitorul Tău, slujitorul Dumnezeului Celui Preanalt, singurul Dumnezeu, începutul și sfârșitul, Alfa și Omega. Tu ești, Doamne, din veșnicie în veșnicie. Ție-ți dăm toată cinștea și slavă. Ne smerim înaintea Sfințeniei Tale, batem la ușa milei și îndurării Tale, spunem, Doamne, ajută-ne și în această seară. Doamne Iisuse Hristoase, acopere-ne cu sângele Tău, mijlocește înaintea Tatălui, cere milă și îndurare. Doamne, deschide inimile în această seară ca cei care văd și ascultă această emisiune să fie străpunși în inimă. Cuvântul Tău să aducă alinare, să aducă vindecare, să aducă sfințire, curățire, ridicare, Doamne. Fă ca cei care ascultă să-și deschidă inima, fă ca cei care ascultă să primească cuvântul Tău. Și atunci când vom încheia această emisiune, numele Tău să fie proslăvit și glorificat. Tu să fii Cel ce ai toată cinstea și slava. De aceea încredințăm și această seară, această emisiune, în mâna și în brațul Tău. Te rog să trimeți îngerii Tăi care să tăbărească în jurul robului Tău și să-L păzească și să-L ocrotească și numele Tău să fie proslăvit și glorificat. Lasă ungerea Ta, lasă dragostea Ta, lasă puterea Ta peste această lucrare. Și noi credem că Tu ești Cel ce poți să faci nespus mai mult decât înțelegem sau pricepem noi și mulțumim, Tată, în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Aleluia! Amin! Amin! Mulțumim lui Dumnezeu că am reușit să reluăm aceste emisiuni, să reluăm emisiunea Miracolul Creștin. Dacă observați, este un nou generic, am fost luat și eu prin surprindere de lucrarea aceasta, însă televiziunea Alba Carolina TV vrea să facă ceva nou, absolut, și sigur că facem totul ca să fie mai bine, mai frumos, mai plăcut și Dumnezeu să ne ajute ca să putem să aducem o veste bună, să încurajăm telespectatorii noștri, să aducem ceva pentru suflet, o hrană sufletească, un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Sigur că această emisiune nu are alt scop decât predicarea Evangheliei, predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Credința mea este în Sfânta Treime, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt, și cred că Biblia este cuvântul absolut al lui Dumnezeu. De fapt, Pavel ne spune în 2 Timotei 3:16 că toată Scriptura, toată Biblia este insuflată de Dumnezeu prin Duhul Sfânt și de folos ca să facă ce? Să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu, slujitorul lui Dumnezeu, să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Ce fel de lucrare? Lucrare bună pe care Dumnezeu vrea să o facă prin noi. Cuvântul Dumnezeu ne spune că Dumnezeu a pus în noi o putere și prin puterea aceasta Dumnezeu face lucruri mai mari decât înțelegem sau pricepem noi. Nimic nu este cu neputință la Dumnezeu, toate sunt cu putință, totul este ca noi să credem.
Mă sigur că totul este bazat pe credință. Cuvântul Domnului spune așa, este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu fără credință, să este cu neputință să primim ceva de la Dumnezeu fără credință. De aceea ne rugăm în această seară Dumnezeu să mărească și mie credința și vouă, cei care mă ascultați, atunci când vom cere, să putem să primim. De asemenea, cuvântul ne învață că dacă doi dintre voi, zice Domnul, se unesc să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri, căci acolo unde sunt doi sau trei adunați, strânși, uniți în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Seara aceasta ne vom uni la rugăciune, ne vom uni atunci când ne vom ruga pentru bolnavi, pentru cei cu probleme, și atunci când se unesc doi, puterea rugăciunii crește și Dumnezeu ne ascultă. De aceea o să ne unim și o să amintesc lucrurile acestea când ne vom ruga, ca unindu-vă cu mine în această seară să putem să primim ceea ce vom cere. Vreau să vă spun că la Dumnezeu nu este distanță. Sigur că urăm bun venit la emisiune și telespectatorile care ne urmăresc în direct pe internet, live streaming. Sigur că internetul merge în lungul și latul pământului și salutăm și telespectatorii care ne urmăresc pe această cale, pe această formă de transmisie internet. Și mulțumim Domnului și pentru această lucrare. Sigur că în această seară o să continuăm ceea ce am început în emisiunea trecută, un subiect foarte interesant. N-am reușit să discutăm prea mult din el, ci doar am amintit un text minunat din Faptele Apostolilor, acolo unde Petru ține o cuvântare și în urma acestei cuvântări oamenii rămân străpunși în inimă, oamenii își pun o întrebare. Și reluăm puțin textul din Fapte 2, de la versetul 37, care spune: după ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Sigur că de multe ori, când ești la o încurcătură, când ești la un moment în care nu știi ce să faci, pui întrebarea: ce să facem? Ce să facem? Și iată ce răspuns frumos le dă Apostolul Petru, călăuzit de Duhul Sfânt, plin de Duhul Sfânt, zice Petru: pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci, zice Petru, făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe, acum în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Deci iată că ceea ce Dumnezeu cere omului, în primul rând, este pocăință. Nu se poate să fii mântuit, nu se poate să fii iertat, nu se poate să fii acceptat ca să intri în cer fără să treci prin procesul pocăinței. Vedem în Evanghelie că atunci când Domnul Iisus Hristos a venit să-și înceapă misiunea, Dumnezeu a trimis un premergător, a trimis pe cineva care să pregătească calea Domnului. Acel cineva era tocmai Ioan Botezătorul, care era de fapt un fel de văr cu Domnul Iisus Hristos, era mai mare că vreo 6 luni decât Domnul, și el a trăit în pustie, a fost călăuzit de Duhul Sfânt și a venit la râul Iordan și boteza cu botezul pocăinței, prin care spunea el: pocăiți-vă ca să puteți fi mântuiți. Și sigur că pocăința aceasta nu era altceva decât ei veneau și își mărturiseau păcatele și cereau iertare și erau botezați de Ioan cu botezul pocăinței. Pocăința vine de la cuvântul metanoie din limba greacă, înseamnă schimbarea direcției, întoarcerea omului de pe calea pierzării. Omul prin născare, tot omul se naște sub prezența și puterea păcatului și omul trebuie să se întoarcă și să se apropie de Dumnezeu, și procesul acesta nu este altceva decât procesul pocăinței. Alt proces al pocăinței este recunoașterea înaintea lui Dumnezeu căci ești vinovat, ai greșit și că ai nevoie de iertare sau ai nevoie să te împaci cu Dumnezeu. Împăcați-vă cu Dumnezeu, spune Scriptura. Aici multă lume vine și spune: domnule, dar eu nu sunt certat cu Dumnezeu, eu n-am nicio răfuială cu Dumnezeu. Ei, n-ai, dar împotriva ta este o sentință a morții. Vă spuneam și altă dată și repet, una dintre legile universale ale Dumnezeu este următoarea: plata păcatului este moartea.
Orice păcat aduce ca și consecință moartea. A doua lege, la fel ca prima de puternică, fără vărsare de sânge nu este iertare. Deci trebuie să se producă o vărsare de sânge ca să poți să fii iertați. În sânge este viața și cel care a murit și a dat viața pentru noi și care căreia s-a scurs sângele la Calvar a fost Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Domnului. Deci noi trebuie să fim sub sângele Domnului ca să primim iertarea păcatelor, să putem să primim împăcarea cu Dumnezeu. Și sigur că în final este mântuirea noastră și intrarea noastră în împărăția lui Dumnezeu, scrierea numelui în cartea vieții și celelalte binecuvântări care vin după aceste lucruri pe care Dumnezeu să ne ajute să le facem toți, ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință, la mântuire, zice Domnul. Slăvit să fie numele Domnului. O să citim în această seară mai multe versete, o să dezvoltăm subiectul acesta al pocăinței, care este de fapt porunca lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, când și-a început lucrarea publică, mesajul Domnului a fost: pocăiți-vă, pocăiți-vă. Și haideți să mergem puțin în Evanghelia după Marcu. Este așa cum am spus, cine vorbește să vorbească cuvântul lui Dumnezeu, din partea lui Dumnezeu, și este bine să folosim și alte, am folosit textul din Fapte, fiindcă cu acesta am încheiat săptămâna trecută și am vrut să folosim aceleași versete în Marcu, Evanghelia după Marcu, la capitolul 1, versetul 14 și 15, zice Domnul aici: după ce a fost închis Ioan, Iisus a venit în Galileea și propovădea Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea: s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. În altă parte zice Domnul: cine crede și se botează va fi mântuit. Sigur că întâi trebuie să te pocăiești și apoi să crezi și ceea ce crezi să și faci. Credința fără fapte este moartă, da? Tot aici, la capitolul 6, mai citim aici un cuvânt și apoi o să încercăm să luăm alte versete. La capitolul 6, la versetul 7, spune cuvântul Domnului: Iisus străbătea satele de prin prejur și învăța pe norod. Atunci a chemat la sine pe cei 12 și a început să-i trimeată doi câte doi, dându-le putere asupra duhurilor necurate. Versetul 11: și dacă în vreun loc nu vă vor primi și nu vă vor asculta, să plecați de acolo și să scuturați îndată praful de sub picioarele voastre ca mărturie pentru ei. Adevărat vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru pământul Sodomei și Gomorei decât pentru cetatea aceea. Ucenicii au plecat și au propovăduit pocăința. Scoteau mulți dragi și ungeau cu un de lemn pe mulți bolnavi și vindecau. Deci ce predicau ucenicii? Ucenicii au plecat și au propovăduit pocăința. Deci iată că începutul mesajului Domnului Iisus Hristos este: pocăiți-vă. Apostolii, ucenicii Domnului au preluat din nou și au zis, predicau pocăința, pocăiți-vă. Deci nu se poate fără pocăință. Așa cum am citit din Fapte capitolul 2 cu 37-38, pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare de voi să fie împotezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatele voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. În timp ce predica în templu după vindecarea ologului, Evanghelia predicată de Petru a avut din nou același mesaj. În Fapte 3 cu 19, de data aceasta, zice Petru: pocăiți-vă dar
și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare. Ce frumos! Pocăiți-vă, dar întoarceți-vă la Dumnezeu. Deci, iată că este aspectul acesta a te întoarce, te întorci de pe calea pierzării, te întorci de la faptele rele. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se întoarce, se smerește, mă caută din toată inima, îi voi tămădui țara și așa mai departe. Deci este vorba de o întoarcere, o schimbare a direcției, o decizie nouă. Am decis, m-am hotărât, este o cântare, m-am hotărât să-L urmez pe Iisus. Atunci când oamenii intră în apa botezului, se cântă și cântarea aceasta, m-am hotărât să Îl urmez pe Iisus, înapoi în lume, înainte Iisus și așa mai departe. Deci, iată că Petru spune, pocăiți-vă, dar întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremuri de înviorare, vremuri de iertare, vremuri de mântuire. Foarte important să procesul pocăinței. Apostolul Pavel a stat înaintea intelectualilor de pe Areopag și le-a declarat în Fapte 17 data asta, versetul 30-31, ce Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință. Sigur că mulți o să zică, domnule, păi eu nu știu nimic de pocăință, nu cunosc, mi-a spus nimeni, uite, spun eu în această seară. Zic că nu este întâmplător că ai deschis televizorul, nu este întâmplător că ai ajuns pe canalul acesta, nu este întâmplător că mă asculți. Și atunci sigur că zice că Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință. Chiar dacă n-ai știut până această seară, știi în această seară. Și zice așa, și poruncește, nu zice dacă vrei sau nu vrei. Poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se plimbe, nu? Să se pocăiască, atenție. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni, nu numai din România, nu numai din America, din toată lumea, să se pocăiască. De ce? De ce trebuie omul să pocăiască? Versetul 31 ne explică. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Cine este acest om prin om? Prin Iisus Hristos. Iisus Hristos șa de la dreapta măririi, la dreapta lui Dumnezeu, El a fost dat ca și cap al bisericii, prin El va judeca Dumnezeu lumea și într-o zi vei sta în fața scaunului de judecată și te va întreba Dumnezeu ce ai făcut omule cu viața ta. Ți s-a dat o viață, la unii mai lungă, la alții mai scurtă, spune cuvântul Domnului că viața omului este 70 de ani, 80 de ani pentru cei mai tari și în această perioadă de timp ai datoria să te împaci cu Dumnezeu. Mă asigur că unii se duc și la 30, unii se duc și la 40, unii se duc la 50. Auzim zilnic că moare cineva, auzim zilnic, suntem surprinși de știri, vești proaste, când auzim prieteni de ai noștri, cunoștințe, rude, au trecut la Domnul. Ei, au trecut unde? În veșnicie. Unii poate s-au dus la Domnul, unii poate s-au dus în fundul iadului. Nu știm, sunt doar două căi. Calea largă, care duce la pierzare și în focul cel veșnic, care îngustă, care duce la Dumnezeu, la mântuire, prin pocăință. Ma, sigur că omul are datoria să aleagă. Alege omule viața sau moartea, binecuvântarea sau blestemul. Cui vrei să slujești? Până astăzi, cu ei slujit? Cine ți-a fost Domn și Stăpân? Cine a fost Dumnezeu? Că oamenii zic, da, noi ne rugăm Tatăl nostru. Da, e sigur, ar fi bine ca Dumnezeu să fie Tatăl tău. Este Dumnezeul tău, dar nu ți este Tată până când nu ești născut din Dumnezeu. Știm cu toții pasajul acela din Evanghelia după Ioan, capitolul 3, când Nicodim, un învățător al legii, vine la Domnul Iisus într-o noapte și spune, Doamne Iisuse, știu că ești un om de la Dumnezeu, știu că faci lucrarea lui Dumnezeu, vreau să știu ce să fac să pot să intru și eu în împărăție. Și spune clar Domnul Iisus, Nicodime, dacă nu te vei naște din apă și din Duh, cu niciun chip nu vei intra în împărăție. Sigur că este botezul prin pocăință și apoi este nașterea din Duhul Sfânt, nașterea din Dumnezeu, care produce noi o nouă făptură din Dumnezeu. Dumnezeu îți devine Tată, tu ești o făptură nouă, dumnezeiască, duhovnicească, și se scrie numele în cartea vieții și ești mântuit în păcat cu Dumnezeu, fără de care nimeni nu poate să-L vadă pe Dumnezeu. Atenție mare, fiindcă ne jucăm cu veșnicia, ne jucăm cu eternitatea. Gândiți-vă că veșnicia poate să fie
milioane și milioane de ani, despărțit de Dumnezeu într-un foc veșnic, într-un chin veșnic, sau în raiul lui Dumnezeu, tot la fel pentru veșnicie. Unde vrei să-ți alegi, omule? Dumnezeu ne alege. Stau de vorbă cu unii și spun, domne, dacă mor la noapte, unde te duci? Păi, știe Dumnezeu, nu? Nu, trebuie să știi și tu. Nu este important să știi și tu unde te duci? Nu este important să știi și să cunoști unde îți vei petrece veșnicia? Păi omul zice, cine știe? Știe Dumnezeu, dar poți să știi și tu. Cum? Împlinind porunca lui Dumnezeu. Dumnezeu nu poate să mintă. Când tu faci ceea ce Dumnezeu cere și poruncește în cuvânt, Dumnezeu va face ceea ce promite. Totdeauna este o condiție. Dacă vei face cu tare, dacă vei asculta și vei împlini și vei face ceea ce spun eu, așa se va întâmpla. Are Dumnezeu protocolul său, fără de care nu poți să primești ceea ce Dumnezeu cere. Ca și cum joci pe un teren de fotbal și este acolo un arbitru și dacă nu respecti legile jocului, te scoate arbitru afară. Așa e și la Dumnezeu. Nu putem să schimbăm pe Dumnezeu, noi trebuie să ne schimbăm noi după regulile lui Dumnezeu, după planul lui Dumnezeu, după protocolul lui Dumnezeu și atunci Dumnezeu îți dă și El ceea ce promite. Sunt mii și mii de promisiuni în Sfânta Scriptură. De fapt, toate necesitățile și nevoile noastre sunt împlinite prin Sfânta Scriptură, printr-o promisiune, indiferent că este o nevoie spirituală sau de sănătate sau de altă natură, Dumnezeu găsește, are răspunsuri pentru noi în Sfânta Scriptură pentru orice problemă pe care omul o are. Principalul este ca noi să citim Sfânta Scriptură, să o cunoaștem, să o înțelegem și să o aplicăm în viața noastră la nevoile care le avem. Aduceți toate nevoile voastre, toate cererile voastre înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care, în engleză se cheamă the provider, Cel care ne dă tot ce avem nevoie, câtă vreme respectăm, împlinim cuvântul lui Dumnezeu și facem voia Dumnezeu. La Dumnezeu toate sunt cu putință, Dumnezeu are resurse, la Dumnezeu nu este nici criză financiară, nici economică, nici de altă natură. Dumnezeu are tot ce ai tu nevoie. Spune că copiii lui Dumnezeu nu duc lipsă de pâine. Cel neprihănit nu cerșește pâinea. Dumnezeu ne dă hrană, ne dă pâine, ne dă binecuvântări, cerești, pământești, de care avem nevoie și noi îi dăm toată cinstea și slavă. De aceea este bine, dragul meu ascultător, să te împaci cu Dumnezeu, să fii un copil al lui Dumnezeu, să ai un legământ cu Domnul Iisus Hristos în apa botezului, să fii născut din Dumnezeu prin procesul acesta al pocăinței despre care vorbim în această seară. Știu că pentru unii, când au cuvântul pocăință, parcă aud cuvântul foc. Pe mine, mie să nu vorbești de pocăiți, de pocăință. N-avem treabă cu pocăiții. Pocăiții sunt niște oameni care au trecut prin procesul pocăinței. Dar pocăința este în orice religie creștină. Nu? Și preotul în Biserica Ortodoxă spune pocăiți-vă și preotul în Biserica Catolică spune pocăiți-vă și păstorul sau slujitorul în bisericile evanghelice spune pocăiți-vă. Am văzut că Ioan Botezătorul zicea pocăiți-vă, Domnul Iisus spunea pocăiți-vă, Petru spunea pocăiți-vă, Apostolul Pavel spunea pocăiți-vă. Păi, mesajul pocăinței este un mesaj al Bibliei. Că ne place, că nu ne place, că sistemul acesta, cuvântul acesta a fost încercat să fie batjocorit și scos din limbajul omului de rând pe timpul regimului trecut, este altă poveste. Nu ne interesează ce a fost atunci, pe noi ne interesează prezentul acum. Oricum trecutul nu putem să-l mai schimbăm, principal este ce faci astăzi și ce vei face de azi încolo. Cum iei viața ta sub controlul lui Dumnezeu, cum îți predai viața în mâna Domnului, cum faci și împlinești cuvântul lui Dumnezeu ca să poți să beneficiezi de mântuire, de împăcare cu Dumnezeu și de viață veșnică. Că de tine atârnă, Dumnezeu îți pune în față viața și moartea, binecuvântarea sau blestemul. Zice Domnul, alege omul, alege, ce vrei să alegi? Tu singur alegi viața sau moartea. Nu poți să fii și viu și mort. Ori ești una, ori ești alta. Nu poți să fii sub binecuvântare, sub blestem. Sau ești sub blestem, sau sub binecuvântare. Nu poți sluji la doi stăpâni. Ori slujești diavolului, ori slujești lui Dumnezeu. Și aceasta este alegerea omului. Dumnezeu nu forțează. Am spus versetul ăsta de mii de ori. Spune Domnul Iisus Hristos, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu, dacă deschide ușa, eu voi intra la el, voi cina cu el. Dumnezeu nu intră cu forța în viața nimănui, nu intră cu forța în familia nimănui, în casa nimănui. Dacă tu îl chemi, dacă tu îl inviți, dacă îi dai cinstea cuvenită, el vine ca și invitatul tău în casa și în familia ta. Cel ce intră și sare gardul și este un hoș, un tâlhar, este diavolul. Diavolul invadează familiile, invadează
casele oamenilor intră cu forța și face tot felul de ravajii și stricăciuni. El, de fapt, nu face altceva decât minte, înșală, aduce pierderi, aduce boli și, în final, aduce moarte, blestem. De aceea, noi nu vrem să fim de partea diavolului, ci vrem să fim de partea lui Dumnezeu, să beneficiem de binecuvântare. Ceea ce este interesant, că în Sfânta Scriptură sunt scrise atât binecuvântările, cât și blestemele. Și zice Dumnezeu, iată, dacă vei face cutare și cutare, vei împlini poruncile mele, vei avea parte de binecuvântările acestea și sunt enumerate. Dacă nu vei face lucrurile acestea, iată, vei avea parte de blestemele acestea, pe care diavolul le folosește cu precizie. El știe ce drepturi are când omul greșește. Păcatul este, în primul rând, un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Spune că păcatele noastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu și îl împiedică să ne asculte. În primul rând, Dumnezeu te ascultă. Rugăciunea ta este privită ca o haină murdară. Faptele voastre sunt ca o haină mânjită. Deci nu te ascultă. Și al doilea, păcatele acestea dau dreptul diavolului ca să aducă blesteme în viața ta. Și știu că blestemul are în final ori pierdere, ori suferință, ori boală, ori în final chiar moarte. Ceea noi trebuie să fim foarte atenți ca să nu fim sub blestem. Sigur că spune cuvântul, poporul meu pierde din lipsă de cunoștință. Foarte mulți oameni nu cunosc adevărul, nu cunosc Sfânta Scriptură, nu știu ce drepturi au, nu știu ce posibilități sunt, nu știu că de fapt există aceste lucruri. Stau de vorbă de multe lucruri și spune, Doamne, păi eu nu cred în blesteme. Asta nu te scutește ca să nu fii sub blestem. Degeaba spun eu, Doamne, eu nu cred că mâine dimineață răsare soarele. Cred eu, nu cred eu, soarele răsare. Ce răsare de milioane de ani și mai merge poate milioane de ani. Degeaba spun eu nu cred că azi e duminică și de fapt azi e duminică. Asta nu înseamnă că dacă eu nu cred, lucrurile nu sunt așa. Deci dacă tu nu crezi în blesteme, asta nu înseamnă că blestemele nu se prind de tine. Ai călcat într-un blestem, ești blestemat. Ai atins un obiect blestemat, ești blestemat. Ai făcut un păcat și n-ai cerut iertare, nu te-ai împăcat cu Dumnezeu, diavolul scrie în dreptul tău un blestem și blestemul acela poate să meargă peste tine, peste copiii tăi. Zice că Dumnezeu pedepsește păcatele părinților în copii până la 3-a și 4-a generație. Și poate să meargă și până la 7-a și până la 40-a generație. Depinde ce blestem a fost și cine l-a pus și cum l-a pus. Ca să se rupă un blestem, trebuie să se ceară întâi iertare pentru păcatele care au fost săvârșite. De aceea, noi practicăm în Biserica Maranata mărturisirea păcatelor strămoșești. Nu le știm exact ce a fost, că a fost curvie, că a fost hoție, că a fost vrăjitorie, dar ele sunt trei categorii mari care se cheamă păcate fără de legi și nelegiuiri. Și atunci când se face dezlegare, când se face rupe de blesteme, cel care este în cauză trebuie să mărturisească păcatele fără de lege și nelegiuirile lui, ale părinților lui, ale bunicilor, strămoșilor, până la a 7-a generație, mă duc eu, ca să fiu sigur că includem a 3-a și a 4-a și putem să mergem chiar și mai departe. Am avut cazuri când am auzit cu urechile mele un blestem care venea de 40 de generații, 40 de pe vremea lui Vlad Țepeș. Așa că vă dați seama că diavolul știe să folosească orice metodă prin care poate să invadeze viața unui om și să facă ravagii în viața omului, să aducă moarte, suferință, boală. Foarte mulți, oameni sunt inconștienți când văd anumite repercusiuni, anumite lucruri care se întâmplă în familie. Te uiți, de exemplu, că bunica a murit de o anumită boală, mama a murit de aceeași boală, fata are aceeași boală, nepoții poate ajung și ei la aceeași boală, mă, ce se întâmplă aici? Ceva nu-i bine. Păi așa este, nu-i așa? Sau sunt anumite probleme, sărăcie, sau divorț, sau alte certuri, sau alte și alte lucruri. Știi cum e vorba? Sărăcie, ce ai cu mine? Păi am avut bine cu tatăl, vreau să mă am bine și cu tine. Nu. Deci vreau să vă spun că blestemele se pot rupe, aceste lucruri se pot rupe, aceste legături demonice se pot rupe. Sigur că trebuie autoritate, trebuie oameni de Dumnezeu investiți de Dumnezeu cu putere, cu autoritate. Trebuie făcută mărturisire, iertare, dezlegare, ca să poți să fii eliberat. Și aceste lucruri noi le facem în Biserica Maranata, așa cum vedeți acolo. Este o bandă care dă un mesaj, dacă vreți să veniți în biserică ca să vi se facă această slujbă. Aceste slujbe sunt gratuite, nu cerem bani. Dacă cineva vrea să fac o donație sau să dea ceva lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură ne spune să nu vii înaintea lui Dumnezeu cu mâinile goale.
vii cu un dar, vii cu ceva. Nu, noi nu pretindem nimic, dar Sfânta Scriptură ne învață că trebuie să venim înainte la Dumnezeu cu un dar, să apreciem ceea ce Dumnezeu face pentru noi și sigur că zice cuvântul, cine dă lui își dă, cine face lui își face. Domnul zice, dacă vreți să strângeți o comoară, strângeți-o în cer, nu pe pământ, aici unde o fură hoții, o mănâncă molia, acolo în cer aveți o comoară pentru eternitate. Tot ce dai pentru Dumnezeu, ție îți dai și ție îți faci. Cel ce dă cu mână largă, va primi cu mână largă. Cel ce dă cu zgârcenie, va primi cu zgârcenie. Cu ce măsură măsurați, cu aceeași măsură vi se va măsura, spune Domnul. De asemenea, avem acolo o adresă pentru donații, dacă cineva vrea să susțină lucrarea aceasta de la televiziune sau lucrarea din Biserica Maranata, puteți să ne faceți o donație, puteți să ne susțineți cu o emisiune, cu două, cu trei, sau dacă vreți să rămâneți anonimi, sunați aici la televiziune și puteți să stați de vorbă cu cei de la televiziune. Domnule, vrem să susținem această emisiune pentru o lună de zile, pentru o emisiune, două, trei. Și puteți să o faceți să rămâneți anonimi. Eu nu mă supăr dacă vreți să rămâneți anonimi. Eu aș vrea să îi cunosc pe cei care ne susțin, să-i felicit, să le strâng mâna și să stau de vorbă cu ei, dar dacă vreți să rămâneți anonim, zice acolo un cuvânt, să nu știe stânga ce face dreapta, puteți să faceți aici în studio, să trimiteți direct aici în studio, să vorbiți cu cei din studio ca să puteți să achitați o sumă de anumite emisiuni. Am avut un sponsor care în trecut ne-a sponsorizat câteva emisiuni și am mulțumit lui Dumnezeu și pentru această lucrare. Deci, iată că te poți implica într-o formă sau alta ca să susții lucrarea lui Dumnezeu și să putem noi să aducem această veste bună celor care nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu, nu li s-a spus, nu li s-a predicat. Este mult mai ușor să intri în casa omului prin intermediul televiziunii sau internetului, ca omul să asculte, să cunoască și să vadă. Și așa diavolul folosește această cale să aducă tot felul de lucruri rele, să aducă tot felul de pornografii și alte lucruri blestemate prin care să întineze cugetul oamenilor și să-i tragă în tot felul de patim scârboase. Și vrem ca și noi, creștinii, să putem să aducem mesajul Evangheliei, mesajul lui Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor noastre. Haideți să continuăm cu subiectul nostru. Deci, citeam aici în ultimul verset din Fapte 17 că Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință, deci nu poți să spui că n-ai știut, și poruncește. Deci nu că este la latitudinea mea dacă vreau sau nu. Poruncește tuturor acum, astăzi, tuturor oamenilor. Biblia este o carte la timpul prezent continuu. Acum este la prezentul continuu. Acum tuturor oamenilor de pretutineni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți pe Domnul nostru Iisus Hristos. Pavel le predică și celor care pe vremea aceea erau numiți păgâni sau neamuri în Fapte 26 cu versetul 20, mai găsim aici un pasaj, spune: ce am provăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeea și la neamuri să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte vrednice de pocăința lor. Deci iată că neamurile eram noi, că poporul evreu erau considerați poporul sfânt și noi eram păgâni, eram dintre neamuri, și Pavel sigur că a predicat atât evreilor cât și neamurilor. Și neamurile zice așa, și la neamuri să se pocăiască. Deci am părut întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeea, deci în evreilor, și la neamuri să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu. Deci iată că pocăința, din nou, reprezintă o lucrare de întoarcere, te întorci de la păcate, te întorci de pe calea pierzării, te întorci de la înaintarea ta spre groapa pierzării și te întorci la Dumnezeu, să se întoarcă la Dumnezeu. De fapt, Dumnezeu vrea numai să ne întoarcem, să ne lipim cu El, să fim una cu El, să ne naștem din Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte vrednice de pocăință. Le spuneam, da? N-ajunge să crezi, ci să faci. Credința fără fapte este moartă. Noi dovedim că noi credem prin faptul că facem. N-ajunge să crezi că trebuie să te pocăiești, să te pocăiești cu adevărat. N-ajunge că trebuie să te mântuiești și să te naști din nou, ci o faci prin botez, prin mărturisirea credinței, în apa botezului, prin legământul cu Iisus Hristos
și prin aceste lucruri și apoi sigur că trebuie să faci fapte vrednice. Ce este? Milostenia, facerea de bine, o vorbă bună, să ajungi, să ridici, să dai, să faci ceva pentru Dumnezeu, să-ți dai zecioala într-o biserică undeva unde să se poată face o lucrare pentru slava lui Dumnezeu. Deci iată că sunt fapte vrednice de pocăință. În altă parte spune că Dumnezeu a pregătit faptele bune care noi trebuie să le facem încă de la întemeierea lumii. Erau scrise în cartea lui Dumnezeu, în sulul lui Dumnezeu. Mai departe, Ioan Botezătorul, cel care a pregătit calea Domnului și despre care însuși Mântuitorul ne vorbește. Deci Ioan Botezătorul, care v-am spus că era văr cu Domnul Iisus Hristos, care a pregătit calea Domnului, spunea în Luca 7,28, zice, vă spun că dintre cei născuți din femeie nu este niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul, totuși cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât el. Și el spune, Ioan a venit prin tot ținutul din împrejurul Iordanului și propovăduia botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor. Deci iată acest Ioan care ne spune Domnul Iisus Hristos, vă spun că dintre cei născuți din femeie, deci pe pământ, nu este nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Au fost oameni mari, a fost Moise, a fost David, a fost Solomon, a fost Samuel, Ilie, au fost oameni mari și totuși Domnul Iisus spune că nici unul n-a fost mai mare decât Ioan Botezătorul, care ne spune Sfânta Scriptură că venise în Duhul lui Ilie, Duhul acela de putere pe care știți că l-a avut Ilie, omul lui Dumnezeu care a fost răpit la cer. Avem doar două exemple în Sfânta Scriptură de oameni care n-au murit, n-au văzut moartea, ci au fost răpiți în trupurile acestea de carne la cer. Cine este Enoch din Vechiul Testament, din primii patriarhi, și Ilie. Ilie care apoi a predat mantaua și misiunea lui Elisei. Elisei preia misiunea lui Ilie, Elisei fusese slujitorul lui Ilie și Ilie spune, dacă mă vei vedea când Domnul mă va răpi la cer, așa ți se va face, fiindcă Elisei a zis, Domne, vreau putere, dar nu așa, o vreau dublă, îndoită, de două ori decât Ilie. Și așa a avut. Elisei a făcut de două ori mai multe minuni decât a făcut Ilie. Dacă citiți, o să vedeți lucrul ăsta. Și iată că Ioan Botezătorul vine în puterea și în duhul lui Ilie și el vine și a pregătit calea Domnului și Ioan a venit prin tot ținutul din prejurul Iordanului și propovădea botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor. Deci iată că prin pocăință se mărturisesc păcatele și ele sunt iertate, sunt spălate de sângele Domnului Iisus Hristos. Nimic nu te poate spăla și curăți decât sângele Domnului. Nimic nu te poate ierta decât jertfa Domnului. V-am spus, legea universală, numărul 2. Fără vărsare de sânge nu este iertare. Primul, plata păcatului este moarte. A doua, fără vărsare de sânge nu este iertare. Deci trebuie ca să moară cineva, să se jertfească cineva pentru tine. În vechime se aducea un animal, un miel, care se jertfea. În Noul Testament, mesianicii noi aducem jertfa Domnului prin credință asupra noastră și prin credința în sângele Domnului și în jertfa Domnului suntem spălați, curățiți și iertați. Fără o cunoaștere a lui Dumnezeu, păcătosul nu știe pe cine a supărat. Cine îl amenință cu pierzarea și cine poate să-l salveze. Vă dați seama? Trebuie să cunosc Scriptura. Poporul meu piere din lipsă de cunoștință. Nu știi, nu cunoști, n-ai citit niciodată Biblia, nu ți s-a propovăduit, nu știi. Deci, fără o cunoaștere a lui Dumnezeu, zice într-o circunstanță Domnul, și viața veșnică este să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu și pe Fiul Lui. Adică noi trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să avem o relație cu Dumnezeu. Fără o cunoștință a lui Dumnezeu, păcătosul nu știe pe cine a supărat. Că zice Scriptura, am păcat și făcut Dumnezeu. Cine îl amenință cu pierzarea? Cine? Cuvântul. Dumnezeu spune, iată care este viitorul tău. Nu ești cu mine, ești în focul cel veșnic. Ești cu mine, vei fi mântuit în ceruri, în raiul lui Dumnezeu. Cine îl amenință cu pierzarea și cine poate să-l salveze? Fără niște cunoștințe clare despre Dumnezeu, este imposibilă o apropiere personală a păcătosului de Dumnezeu. Dumnezeu cu care avem de-a face este sfânt.
Și interesant lucru, dacă citim acolo în Apocalipsă, la capitolul 4, versetul 8, spune fiecare din aceste patru făpturi vie, sunt niște îngeri speciali, niște heruvimi care au patru fețe, așa mai departe, și stau imediat în apropierea de Dumnezeu, spune că patru făpturi vii aveau câte șase aripi și erau pline cu ochi de jur împrejur și pe dinăuntru, zi și noapte, ziceau fără încetare: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, care era, care este, care vine. Deci aceste făpturi vii care stau în apropierea lui Dumnezeu, care sunt în jurul tronului Dumnezeu, aceste făpturi vii dau slavă lui Dumnezeu și zic zi și noapte: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, care era, care este, care vine. Deci vedeți, nimeni nu se poate apropia de Dumnezeu prin alți intermediari decât prin Iisus Hristos, care este mijlocitorul și mântuitor al nostru. Nimeni nu se poate, nimeni nu este, nu există alt mijlocitor sau alt mărturisitor în afară de Domnul Iisus Hristos. Oamenii în neștiință folosesc tot felul de sfinți sau numele Fecioarei Maria ca și mijlocitoare. Domnule, zice, Fecioara Maria mijlocește la Fiul, Fiul mijlocește la Tatăl. De ce să nu poți să te duci direct? Domnul Iisus zice, eu sunt calea, adevărul și viața, numai prin mine ajungeți la Tatăl. Noi putem să intrăm direct în prezența lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Știți cu toții lucrarea aceea care s-a întâmplat atunci când Domnul a fost răstignit și când Domnul a murit pe crucea de la Golgota. S-a întâmplat ceva foarte interesant în templu. Spune că perdeaua din lăuntru templului, care separa locul sfânt de locul preasfânt, s-a rupt în două. Acea perdea nu este altceva decât catapeteasma care separă altarul în Biserica Ortodoxă, unde spune că poate să intre numai preotul. Ei, în noi ca și credincioși avem dreptul să intrăm, cei care suntem născuți din Dumnezeu, care avem Duhul Sfânt, care avem numele scris în Cartea Vieții, care suntem slujitori lui Dumnezeu, putem să intrăm în Sfânta Sfintelor, avem o intrare slobodă prin Domnul Iisus Hristos, fără alt intermediar sau alte lucruri. Oamenii în general se roagă la sfinți, se roagă la icoane, se roagă la știu eu ce, crezând că acei oameni pot să mijlocească pentru ei. Ei, îndemnul meu este: împacă-te cu Dumnezeu, fii născut din Dumnezeu, fă legământul cu Domnul Iisus Hristos, naște-te din Dumnezeu și vei avea intrare slobodă tu personal înaintea lui Dumnezeu, fără să mai fie alți intermediari. Este mult mai bine să te duci tu înaintea lui Dumnezeu și să poți să bați la ușa harului lui Dumnezeu, la ușa milei și îndurării. 1 Timotei 2,5 ne spune că ce este un singur Dumnezeu, este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Câți mijlocitori sunt? Unul singur. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. În Biserica Catolică se spune, se afirmă că Papa ar fi mijlocitorul între Dumnezeu și oameni. Total greșit. El este un slujitor al lui Dumnezeu și nimic altceva. Cum sunt alți preoți și alți slujitori, singurul mijlocitor. Mi-aduc aminte, eram în America cu mulți ani în urmă și venise Papa în America și ziarele scriau pe prima pagină: a venit mijlocitorul lui Dumnezeu pe pământ, Papa în America. Și o blasfemie, este un neadevăr. Nu este nimeni mijlocitor, unul singur. Repet, 1 Timotei 2,5, dacă vrei urmăriți acolo, 1 Timotei 2,5, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Nu este altul, nici Papa, nici prea înaltul, nici prea sfințitul, nici prea altfel, nu este. Toți suntem slujitori al lui Dumnezeu, avem câte o funcție, într-adevăr, pe care Dumnezeu ne-o dă, avem o măsură de credință, o autoritate, o putere pe care Dumnezeu a investit-o în noi pentru lucrarea pe care Dumnezeu vrea să o facă prin noi, dar ca să spui că ești, da, că noi putem mijloci, să ne rugăm, și rugați-vă unii pentru alții, mare putere a rugăciunii celui preînt, da, ca să ne rugăm unii pentru alții, să strigăm la Dumnezeu, da,
Dar ca să fim noi acolo la dreapta lui Dumnezeu și să spunem, Domnule, noi suntem mijlocitorul, noi putem să mijlocim, avem dreptul acesta, este greșit, blasfemie, hulă. Este unul singur și nu poți să iei locul Domnului Iisus Hristos. Spune că El a fost înălțat mai presus decât orice nume, atât pentru cei din cer, de pe pământ, de sub pământ, și că orice genunchi trebuie să se plece înaintea lui Iisus Hristos. Absolut, nu este altul. Indiferent că oamenii dau funcții mari și îi fac pe oameni prea sfinți și prea cutare, nu este. Este unul singur care este sfânt, sfânt este Dumnezeu, este unul singur care este mijlocitor, Iisus Hristos, și noi ceilalți suntem slujitori. Avem o misiune, avem o încredințare de la Dumnezeu, dar nu putem să luăm locul lui Dumnezeu. Asta este, zice Dumnezeu, că Dumnezeu nu-și împarte slava cu nimeni. N-a murit nici Papa de la Roma, nici altcineva pe crucea de la Golgota. A murit Iisus Hristos. Și El singur este Cel ce este vrednic ca să-și ia acest nume de mijlocitor. Este singurul care poate să mijlocească. Este singurul prin care noi putem să intrăm în prezența lui Dumnezeu, prin jertfa Lui, prin sângele Lui. Nimeni altul. Și dacă cineva v-a spus, da, Dumnezeu, eu sunt și eu pot, minte și vă dă o învățătură falsă, înșală. Minciună, învățătură falsă. Și nu vreau să îmi cer iertare dacă poate ofensez pe cineva acum, dar eu nu pot să nu spun adevărul. Cel care este conștient că Dumnezeu nu-și împarte slava cu nimeni și dacă încerci să furi slava Dumnezeu într-o zi, vei fi tras la răspundere, trebuie să te cercetezi bine. Vedem când Ioan, apostolul Ioan, scrie Apocalipsa, el Dumnezeu îi revelează prin îngeri anumite lucruri și vine îngerul la Ioan și Ioan dă să îi se închine îngerul și îngerul zice, nu, oprește-te, să nu te închini mie. Eu sunt ca și tine un slujitor al lui Dumnezeu. Închină-te lui Dumnezeu și numai Lui. Și oamenii se închină la tot felul de icoane, se închină la tot felul de slujitori, pupă mâna, făcutare, Dom'le, astea nu sunt lucruri bune. Închină-te lui Dumnezeu. Închină-te lui Dumnezeu, dă lui Dumnezeu toată cinstea și slava, nu omului. Noi nu ridicăm pe oamenii în slăg, nu oamenii ne duc pe noi în cer, nu oamenii au murit pentru noi. Omul este un om păcătos născut, deci în păcate a născut mama ta. Suntem și noi cu scăzăminte, cu tot felul de metecme, suntem și noi, dacă n-ar fi puterea lui Dumnezeu, noi am fi nimic, dacă n-ar fi Duhul Sfânt care ne-ar călzui, am fi nimic. Omul despărțit de Dumnezeu nu poate să facă nimic. Domnul Iisus Hristos spune clar, despărțiți de mine nu puteți face nimic, nimic bun, că rele facem câte cuprinde. Dacă să faci un lucru bun, orice lucrare bună trebuie să înceapă cu Dumnezeu. Orice lucrare dumnezeiască trebuie să vină de la Dumnezeu, să fie alimentată de Dumnezeu, să înceapă cu Dumnezeu, călăuzită de Dumnezeu și să se încheie cu Dumnezeu. Ca la sfârșitul lucrării Dumnezeu să primească toată cinstea și slava. Noi nu putem să fărăm slava lui Dumnezeu? Nu putem. Adică cine are cât de cât un pic de glagorie, cum se spune, înțelepciune, din partea lui Dumnezeu, Domne, nu pot să fur slava lui Dumnezeu, nu pot să mă dau eu drept altul. Eu dacă sunt în seara asta aici, sunt fiindcă este planul lui Dumnezeu. Este chemarea lui Dumnezeu, este rânduită de Dumnezeu. Dumnezeu m-a chemat și m-a pus în această lucrare cu 19 ani în urmă, în 97, când Dumnezeu m-a investit cu autoritate și putere ca să încep această emisiune. Miracolul Creștin este o emisiune cu tradiție de 19 ani, 97 pe vechea Sică, televiziunea Sică, cei care știți. Și iată că sunt 19 ani de când vestim cuvântul Domnului la televiziune. Am mai avut perioade când a mai fost televiziunea oprită sau emisiunea n-a funcționat, dar în general suntem de 19 ani în emisie și am căutat să vestim cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu face chemarea. Dumnezeu investește autoritate, putere în slujitor, Dumnezeu îl folosește, așa cum am citit la început, dacă vă aduceți aminte acolo, am citit din 2 Timotei 3 cu 16, că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos nouă, pentru că ce? Ca să învețe, deci în primul rând Scriptura ne învață, ne mustră, ne îndreaptă, ne dă înțelepciune, neprihănire. Trebuie să fim neprihăniți. Dumnezeu ne îmbracă cu haina mântuirii și a neprihănirii. Pentru ce?
pentru ca omului Dumnezeu, slujitorului Dumnezeu, să fie desăvârșit, Dumnezeu vrea să fim desăvârșiți, cu totul destoinici pentru orice lucrare bună. Deci noi trebuie să fim acele unelte, acele vase de cinste, acei lucrători destoinici de care Dumnezeu să se poată folosi atunci când Dumnezeu are nevoie. Vă dau un exemplu. Folosești un ciocan. Ciocanul stă pe raft, acolo în atelier. Atunci când ai nevoie de el, te duci și îl iei, îl folosești pentru o lucrare bună și îl pui la loc. Și ciocanul așteaptă. Dacă ciocanul nu este fără coadă, nu-l poți folosi cum trebuie. Nu este sculă de o unealtă destoinică. Dacă este cu coadă, este bine pregătit, tot ce trebuie, îl folosești cu destoinicie. Dacă mișcă din coadă, iar nu-i bun. Deci noi trebuie să înțelegem că nu suntem altceva decât niște unelte la dispoziția lui Dumnezeu. Și noi trebuie să spunem, vorbește, Doamne, că robul Tău ascultă. Poruncește, Doamne, că robul Tău este gata să execute. Nu trebuie să uităm niciodată că fără Dumnezeu suntem nimic. Dacă nu pune Dumnezeu mâna, degeaba punem noi mâna. Sigur că noi suntem chemați să punem mâinile peste bolnavi, deci veți pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoșa. Îi veți unge cu un de lemn, ce mare putere are rugăciunea celui neprihănit. Ungeți cu un de lemn, ungerea aceasta va aduce vindecare, va aduce eliberare. Da, dar degeaba ungem noi dacă nu unge Domnul. Noi trebuie să fim lucrători împreună cu Dumnezeu. Orică vine Duhul Sfânt și lucrează cu noi, orică vine Domnul și lucrează cu noi, orică vin îngerii și lucrează cu noi. Omul despărțit de Dumnezeu și de puterea lui Dumnezeu nu poate să facă nimic. Cei care afirmă că ei ar avea o putere mint. Și dacă au o putere și nu au de la Dumnezeu, au de la diavolul. În universul acesta nu există decât două puteri. Este puterea supremă și suverană a lui Dumnezeu și este puterea întunericului sau a diavolului, al satanei, care n-a fost altceva decât tot un înger creat, Lucifer, creat de Dumnezeu, care a fost de o frumusețe extraordinară, care a avut o putere foarte mare, care Dumnezeu a investit în el și el s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu din cauza mândriei. Mândria este înaintea căderii. Dumnezeu l-a alungat, Dumnezeu l-a dat ca să fie un simbol al răului în răzvrătirea lui împotriva lui Dumnezeu, l-a urmat o treime din îngerii lui Dumnezeu și el a devenit simbolul răului. Și diavolul are un timp desemnat de Dumnezeu în care face rău și apoi va fi legat și apoi va fi aruncat în iazul de foc. Deci, dacă nu lucrează puterea lui Dumnezeu în tine, este altă putere. Mi-aduc aminte că oamenii vorbesc despre supranatural, despre paranormal. Supranaturalul este următorul. Este prezența și puterea lui Dumnezeu sau este prezența diavolului. Mi-aduc aminte că vorbesc unii despre magie albă sau magie neagră. Magia este păcat de moarte. Magia este vrăjitorie. Că e albă, că e neagră, este păcat de moarte. Deci cei care cred că lucrează cu magie și crede că Dumnezeu este implicat acolo, mint. Este o minciună. Magia este păcat de moarte, ca vrăjitoria. Și indiferent că e albă sau neagră, vine din partea diavolului. Deci, sau lucrezi cu puterea lui Dumnezeu care o investește Dumnezeu în tine, că ești un slujitor al lui Dumnezeu smerit, plecat, îi dai toată cinstea lui Dumnezeu, în toată lucrarea este Dumnezeu în control, sau lucrezi cu alte puteri pe care diavolul te alimentează, sau că vin duhuri, sau că vin îngeri, sau că vine inclusiv puterea diavolului care te ajută să faci anumite lucruri. Deci trebuie să fim foarte atenți că oamenii de multe ori încearcă să uimească pe alții cu tot felul de puteri, cu tot felul de vrăjitorii. Uitați-vă la televizor cei care fac tot felul de scamatorii, de vrăjitorii, de treburi și uimesc oamenii. Așa cum era Simon vrăjitorul, spune că uimea oamenii cu vrăjitoriile lui. Așa fac vrăjitorii, așa fac oamenii care pretind că ei știu, că ei cunosc, că ei știu horoscopul, că ei știu aia, că au primit din partea lui Dumnezeu minciună. Au primit din partea diavolului. Diavolul sunt duhuri de ghicire. Te duci la un ghicitor și îți spune tot fel de lucruri și zici, bă, ce se întâmplă? Asta e puterea lui Dumnezeu și încolo este puterea diavolului. Deci atenție că diavolul poate să facă și el minuni, poate să facă și el chiar vindecări, poate să facă anumite lucruri prin care să impresioneze oamenii și să-i prindă în capcană. Deci sau este prezența și puterea lui Dumnezeu. Când un slujitor al lui Dumnezeu dă slavă lui Dumnezeu, face lucrarea ce noi tot ce facem,
trebuie să facem în numele lui Iisus Hristos spre slava lui Dumnezeu Tatăl. Cercetează un lucrător, vezi, își scoate în evidență numele lui, își scoate în evidență faptele lui, se proslăvește pe el sau îl proslăvește pe Dumnezeu. În numele cui face lucrarea? Cine primește lauda? Pe cine se prezinte el? Cine ești? A cui slujitor ești? Cui slujești tu? Îl întrebau și pe Domnul Iisus, cu ce putere faci tu? De unde ai această putere? De unde vii? Și sigur că Domnul nu le-a spus totdeauna, l-au întrebat cu ce putere faci. Domnul a zis, le-a dat o întrebare fariseilor, scripturalilor, Ioan Botezătorul era de la Dumnezeu sau de la oameni? Și ei știau că Ioan era de la Dumnezeu, dar le-a fost rușine să spună, le era frică să zică că venea de la oameni și a zis, nu știm. Și Domnul Iisus, nici eu nu vă spun cu ce putere fac. Însă Ioan Botezătorul era clar, venea de la Dumnezeu, pregătise calea Domnului, era un proroc, cel mai mare proroc din vremea aceea Domnului Iisus, că spune că nu a fost niciunul născut din femeie mai mare decât Ioan Botezătorul, venise, așa cum am spus, în puterea lui Ilie. Deci trebuie să fim foarte atenți ce ascultăm, că vremea aceasta sunt foarte mulți proroci falși, învățători falși, învățături false, minuni false, semne false pe care le face diavolul ca să impresioneze oamenii, să-i prindă în tot felul de curse. De aceea este bine să cunoști cuvântul, să cercetezi omul, să vezi faptele lui, să vezi trecutul lui, să vezi experiența lui, să vezi pe cine prezintă, cine e proslăvit în lucrare, cine are de cules anumite beneficii din această lucrare, fiindcă omul lui Dumnezeu trebuie să fie smerit, trebuie să dea slavă lui Dumnezeu, trebuie să dea cinste lui Dumnezeu și Dumnezeu să fie în lucrarea aceea. Dacă nu este Dumnezeu într-o lucrare, lucrarea nu este de la Dumnezeu, ci este o lucrare pământească, omenească și o numește Dumnezeu drăcească. Noi, despățiți de Dumnezeu, facem lucrări pământești, drăcești. Domnul să aibă milă de noi și să înțelegem aceste lucruri. Dacă cineva crede că este înțelept, este cel mai nebun. Adevărata înțelepciune vine de la Dumnezeu. Dacă vrei într-adevăr să ai înțelepciune, trebuie să o ceri de la Dumnezeu, căci Dumnezeu dă cu mână largă. Înțelepciunea de Dumnezeu vine de sus, este sfântă, curată, desăvârșită, plăcută, prin ea ai cunoștință de Dumnezeu, cunoștință de lucrarea lui Dumnezeu. Poți să ai 7 facultăți și alte 20 de școli, dacă nu ai pe Dumnezeu și n-ai școala lui Dumnezeu, totul e egal cu zero. Eu, prin harul lui Dumnezeu, am 2 facultăți și am multe școli și multe diplome și licențe și pentru aia, dacă nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu, sunt zero. Am pus mii de ore și mii și mii de ore în Sfânta Scriptură ca să pot să înțeleg, m-am rugat, am cerut lumină, înțelepciune de la Dumnezeu ca să pot să pricep și să înțeleg cuvântul lui Dumnezeu. Zic, Doamne, nu mă lăsa să spun o minciună, nu mă lăsa să vorbesc în mii de telespectatori care mă ascultă. Doamne, vreau să dau telespectatorilor adevărul Tău în primul rând, care să Te prezinte pe Tine, doi, să fie adevărul care să-i facă slobos de robia păcatului și oamenii să poată primi ceva care să-i ducă la viață, nu la moarte. Cineva care dă o hrană stricată aduce moarte, o hrană otrăvită. Deci noi vrem să dăm hrană poporului care să se poată alimenta și această hrană să aducă viață, să aducă o cunoștință omului prin care adevărul cuvântului lui Dumnezeu să ne facă slobos de robia păcatului, să ne aducă vestea bună a mântuirii. Noi îl prezentăm pe Hristos și prin Hristos îl prezentăm pe Dumnezeu Tatăl. Când ucenicii îl întreabă pe Domnul Iisus Hristos, spune, Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Domnul Iisus Hristos spune, dacă m-ați văzut pe mine, ați văzut pe Tatăl. De ce? Fiindcă în Hristos era Duhul lui Dumnezeu. În Hristos era Dumnezeu și Hristos era una cu Dumnezeu. Și noi, cei care ne naștem din Dumnezeu, zice Sfânta Scriptură, că noi suntem ascunși în Hristos și împreună cu Hristos în Dumnezeu, în locurile cerești. Păi cum, Domnule, că eu sunt pe pământ? Dar în Duhul, nu cunoaștem, lucrarea Duhului este un mister pentru noi. Spune că Dumnezeu este Duh, Dumnezeu este Tatăl tuturor duhurilor. Nu poate nimeni să-L vadă pe Dumnezeu în trupul acesta de carne și să nu moară. Dumnezeu este o putere. Citeam chiar astăzi în biserică despre, în Ezechiel, despre slava lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu care aduce un nor de slavă, de putere extraordinară. Acesta este Dumnezeu, putere absolută, extraordinară, creatorul și făcătorul tuturor lucrurilor. Avem de a face cu
Dumnezeul cel mare, atotputernic, cel preanalt, Sfântul lui Israel, cum îl numește Sfânta Scriptură. Și atunci, sigur că acest Dumnezeu atât de mare nu își împarte slava cu un muritor, cu o fărâmă. Suntem înaintea lui Dumnezeu un abur, un fum care trece, un fir de iarbă. Suntem o nimica toată și totuși Dumnezeu ne-a ales să fim copii al lui Dumnezeu. Deci noi prezentăm în această lucrare, în această emisiune, dragostea lui Dumnezeu, mesajul lui Dumnezeu. Ca oamenii să înțeleagă că Dumnezeu ne iubește cu o iubire desăvârșită, absolută. Spune, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, adică pe noi, încât a dat la moarte pe singurul său fiu, pe Iisus Hristos, fiul său prea iubit, singurul născut din Tatăl, întâia zidire, prin care s-au făcut toate lucrurile, prin el și pentru el s-au făcut toate lucrurile. Și noi prezentăm această dragoste nemaipomenită a lui Dumnezeu, care a dat pe fiul său taina aceasta mare a lui Dumnezeu, ascunsă în Dumnezeu din veșnicii și descoperită nouă acum prin biserică, Hristos în voi, nădejdea slavei. Și asta este taina lui Dumnezeu pe care oamenii trebuie să o înțeleagă, să o priceapă, căci Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului. Dumnezeu nu vrea să te duci în fundul iadului. Dumnezeu vrea să te împaci cu El, să ceri iertare, să vii prin pocăință, prin procesul mântuirii, să te naști din nou, să se scrie numele în cartea vieții, să fii cu Dumnezeu pentru eternitate. Să fii acolo în nou Ierusalim, pe străzi de aur, Ierusalimul nou ceresc, care vine de la Dumnezeu, construit din aur, cu serafime, cu briliante, cu tot felul de pietre nestemate, cu lucrări extraordinare pe care Dumnezeu le pregătește pentru noi. Aceasta este promisiunea lui Dumnezeu. Lucrările lui Dumnezeu mărețe. Mintea noastră nu poate să le priceapă cât de mari și de mari sunt promisiunile lui Dumnezeu, răsplătirile lui Dumnezeu pentru cei care îl ascultă, cred și împlinesc porunca lui Dumnezeu. Am să mă opresc aici pentru un moment. Și în această seară avem o cântare frumoasă. Toate cântările care noi le cântăm sunt spre slava lui Dumnezeu. Am fost cântăreți în lume, am cântat zeci de ani celui rău, cum se zice. Am cântat lumii și am cântat paharului, cum se zice, și lucrurilor din lume. Ei, s-au încheiat lucrurile acelea când Dumnezeu mi-a deschis mintea și am înțeles că, de fapt, noi trebuie să-i dăm slava lui Dumnezeu prin cântări, prin tot ce facem. Cântăm cântări spre slava lui Dumnezeu și avem o cântare așa de frumoasă despre Cel ce este cel mai frumos. Cine este cel mai frumos și mai minunat? Domnul Iisus Hristos. Căci noi pe El ne-L descrie Sfânta Scriptură. Prin El îl vedem și pe Tatăl, vedem caracterul Tatălui. Însă pe El îl proslăvim, pe Domnul Iisus Hristos, Cel ce a murit pentru noi. Deci o să vă prezentăm această cântare, după care o să reluăm din nou cu discuția noastră și apoi, mai târziu, să sperăm să putem să intrăm și în telefoane. Deci, vă doresc vizionare plăcută la acest videoclip. Ești cel mai frumos! Yeah.
Ești cel mai frumos. Ce minunat să-i cântăm celui ce este cel mai frumos, cel mai înțelept, cel mai minunat, Domnul nostru Iisus Hristos. Spune că în Hristos este toată plinătatea lui Dumnezeu. Putere, înțelepciune, autoritate. Vă dați seama că spune că în numele Lui este atâta autoritate și putere că orice genunchie a celor din cer, de pe pământ și de sub pământ, trebuie să se plece
și să dea slavă Domnului Iisus Hristos. Prin El și pentru El s-au făcut toate lucrurile. Și totuși, acest Dumnezeu, Fiul de Dumnezeu, că El este Dumnezeu, la fel ca Tatăl. Mă sigur că Tatăl este Dumnezeul suprem, dar El are caracter de Dumnezeu, natură de Dumnezeu, este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Și acest Fiu Dumnezeu din Dumnezeu decide să coboare din slava Lui cerească, de acolo, din locul de mărire, să coboare pe pământ în mijlocul fiilor oamenilor. Să vină să se nască dintr-o femeie, din Maria, Fecioara Maria, care rămâne însărcinată de la Duhul Sfânt. Duhul Sfânt te va umbri, vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu și vei pune numele Iisus. Și Fecioara naște pe Iisus. Crește ca un om muritor pe pământ, crește printre oamenii de rând. Maria era o femeie de rând, nu era nici de la casa împăratului, nu era o familie vestită mare, crește ca și un copil de rând. Se joacă cu copiii pe stradă. Poate îl ajută pe tatăl, pe Iosif, care era tâmplar, fiul tâmplarului. Poate că a învățat meseria de tâmplar, ca și adolescent. Se joacă cu copiii pe stradă, se duce în templu și era călăuzit de Duhul Sfânt și tot spune, ceva nu este în regulă copilul acesta. Crește. Este botezat de Ioan Botezătorul în Iordan. Ne dă un exemplu, spune că avea aproape 30 de ani. Este umplut de Duhul Sfânt, Duhul Sfânt coboară peste el, vocea Tatălui se aude din cerul, cerul se deschide, vocea Tatălui se aude, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea, de El să ascultați. Este dus în pustie, ispitit de diavolul, postește 40 de zile și este umplut de puterea Duhului Sfânt și apoi în puterea aceasta vine, predică Evanghelia pentru 3 ani jumate. Și apoi își dă viața pentru noi. Cântam în această seară în biserică, pentru mine, pentru tine a murit Hristos, ca să-ți dea ție mântuire și mie mântuire, a murit Hristos pe crucea de la Golgota. Deci aici este taina lui Dumnezeu ascunsă în Dumnezeu, mântuirea sufletelor noastre. Dacă ar fi știut diavolul că omorându-L pe Iisus Hristos pe crucea de la Golgota, de fapt n-a făcut altceva decât a împlinit planul lui Dumnezeu. Domnul le vorbește ucenicilor și spune, eu trebuie să mor, eu pentru asta am venit, și Petru zice, să te păzească Dumnezeu, să nu vorbești lucruri de felul, și se întoarce Domnul înapoi, a mea Satano, tu nu știi ce vorbești? Astea nu sunt cuvinte de Dumnezeu, eu pentru asta am venit să mor. Am venit și m-am născut pe acest pământ din Maria să mor, am crescut, am așteptat clipa aceasta planificată de Dumnezeu din veșnicii, rânduită de Dumnezeu pentru salvarea omenirii. Spune cuvântul lui Dumnezeu că printr-un om a intrat păcatul în lume. Cine a fost ăsta? Adam, săracul, strămoșul nostru, bunicul nostru, Adam, a avut și el, i s-a cerut o poruncă. Dumnezeu, mănâncă din toate fructele din grădina Edenului, fă ce vrei, bucură-te de nevasta ta, dar nu te apropia de pomul ăla. Era pomul cunoștinței binelui și răului. Mă, nu te apropia de pomul ăla. Iată o singură poruncă. Și nu poate omul să stea să nu facă ceva rău, știi? Vine diavolul, băi, vezi de treabă, mă, du-te, mă, și mănâncă. Băi, Adame, ăla e frumos, pomul ăla, mă, și când mănânci din el, mă, să vezi cum ți se deschide mintea, mă, și începi să fii ca Dumnezeu. El era deja ca Dumnezeu, că era după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Femeia ispitită de diavol, ea și mănâncă, îi dă și lui. Lumea zice că era măr, nu e nicio măr, că era, semăna mai degrabă ca un strugure. Nu știm, că n-am fost pe acolo să vedem, dar era clar că era un fruct frumos. Și a intrat păcatul în lume. Omul este sub blestemul păcatului de la Adam. Blestemat ești tu, blestemat este pământul din cauza ta. Și nu numai atât. Omul care primise autoritate din partea lui Dumnezeu
I s-a dat stăpânire peste pământ, i s-a dat stăpânire peste toate viețuitoarele animale pe care Dumnezeu le-a creat pe pământ, i-a dat Dumnezeu să se, omului Dumnezeu bucuria să se bucure de toate lucrurile create de Dumnezeu, de o frumusețe extraordinară, raiul lui Dumnezeu. Și omul pierde toate aceste lucruri, pierde autoritatea, pierde stăpânirea. Cine le preia? Diavolul, mustră-l Domnul. Diavolul a câștigat autoritatea. Zice Domnul Iisus Hristos, în circunstanțe, eu n-am nimic de a face cu stăpânitorul acestei lumi, diavolul. Tot omul se naște în împărăția Întunericului. Ceea ce este foarte interesant, că în momentul când noi ne naștem din Dumnezeu, noi intrăm în împărăția Luminii. Nu ne rugăm noi, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, vie împărăția Ta acum, de pe cer pe pământ. Domnul împărățește în ceruri. El va împărăți și pe pământ când va veni pentru 1000 de ani. Deocamdată stăpânitorul acestei lumi este diavolul, oamenii nu știu lucrul acesta. Da, Dumnezeu este suveran, El controlează totul, însă diavolul a câștigat autoritatea și puterea pe pământ prin păcatul omului. Că printr-un om a venit păcatul și tot printr-un om a venit și iertarea. Și acest om este Fiul lui Dumnezeu, omul Iisus Hristos. Ce lucrare extraordinară! Cum a rânduit Dumnezeu? Adică, cei din vremea Domnului Iisus Hristos, era scris, Doamne, trebuie să vină Mesia. Era scris că El trebuie să pătimească, era scris tot ce se întâmplă. Isaia vorbește cu 800 de ani înainte. Toate, sunt sute de prorocii despre nașterea, viața, răstignirea Domnului Iisus Hristos. Doamne, și erau legați la ochi. Vedeți, dacă nu-ți deschide Dumnezeu mintea să înțelegi, nu poți să pricepi. Sunt taine ascunse, taine ascunse în Scriptură. Și ei citesc, băi, s-a născut Hristos, unde trebuie să nască? Păi în Betleemul iudei, băi, uite că s-a născut, hai să mergem să vedem. Și au știut că s-a născut și au uitat. Au știut că El trebuia să fie răstignit să pătimească. Nici ucenicii n-au înțeles, nici prorocii din vechime n-au înțeles. Lui Daniel îi spune, Daniele, aceste lucruri sunt pecetluite, adică sunt acoperite, nu le poți înțelege până în vremea din urmă, când cunoștința va crește, ia că vremea din urmă suntem noi acum. Este o explozie de cunoștință, atât pe linie omenească, cât și pe linia lui Dumnezeu. Descoperiri extraordinare. Mi-aduc aminte că cu 30 de ani în urmă, când m-am dus în America, în 84, eram inginer și făcusem o școală tehnică, telecomunicații, electronică și mi-a plăcut foarte mult electronica și primele job-uri, primele servicii care le-am avut au fost în electronică. N-am putut să intru imediat în construcții, că erau inginer constructor, a trebuit să refac facultatea, nu mi-au recunoscut diploma. Și lucram, printre altele, reparam electronice și am lucrat la reparații de calculatoare. Și pe vremea aceea, nu existau calculatoarele care le vedem astăzi, erau doar acele, se chemau mainframe, erau calculatoare mari care foloseau urma băncile, spitalele, guvernul. Și erau imense, erau mari, erau niște plăci imense, o sursă pentru calculatoare era cât masa, acum o sursă e micuță, atât și mai mici. Plăcile, procesoarele erau imens de mari. Și am văzut ce înseamnă tehnologie, ce înseamnă să treci de la acele plăci imense, un calculator mare era de mărimea unei camere sau mai mare. Și acum le bași toate într-un circuit integrat de 2 cm pe 2 cm sau mai mic. Printr-o singură fibră optică pot să vorbească milioane de oameni în același timp. Adică a crescut tehnologia prin inventarea tranzistorului și circuitului integrat. Tehnologia a crescut extraordinar. Suntem oamenii care, generația care vedem aceste lucruri care se împlinesc sub ochii noștri, ceva extraordinar. Dar în același timp a îngăduit Dumnezeu și o avalanșă de cunoștință a cuvântului lui Dumnezeu. O cunoștință de revelare a ceea ce se cheamă profețiile lui Dumnezeu, prorociile lui Dumnezeu pentru timpul în care trăim și pentru ceea ce urmează să se întâmple în viitorul apropiat. Adică nu ne dăm seama că, părerea personală, suntem generația care vom vedea sfârșitul. Suntem generația care vom vedea venirea Domnului Iisus Hristos, vom intra în Apocalipsă, vom intra prin urgiile acelea mari
care vor veni pe fața pământului. Să știți că sunt învățături false în vremea aceasta prin care prorocii mincinoși și văzătorii mincinoși dau o nădejde falsă oamenilor, creștinilor, și le spune: domnule, stați liniștiți că nu se întâmplă nimic, că biserica va fi luată, răpită, păzită de Dumnezeu, crotită și mai departe. Domnule, da, biserica va fi păzită, dar pe pământ. Zice Domnul Iisus: mă rog, Tată, nu să-i scoți din lume, ci să-i păzești în lume de cel rău. Noi vom intra în Apocalipsă, biserica va fi pe pământ în timpul Apocalipsei până la ultima trâmbiță, cu da și amin. Dacă alții vă spun alte învățături, spune: domnule, cercetează bine Scriptura și vezi. Asta este o nădejde falsă, să dai oamenilor nădejde falsă, ca cum îi spune unui om care nu știe să noate: mă, intră în apă că apa e mică, știi că apa e mare, știi că sunt ochiuri, sunt vâltori, și tu îl trimiți în apă să se nece. N-avem voie, noi trebuie să spunem oamenilor adevărul. Adevărul acesta este că venirea Domnului este aproape. Evenimentul cel mai important pe care îl așteptăm, cum am spus și altă dată, este răpirea bisericii, strângerea noastră la oaltă. Toți cei care suntem din Hristos, născuți în Hristos, atât neamuri cât și evrei, cât și toți ceilalți care suntem pe planeta Pământ, Biserica Universală, care reprezintă de fapt mireasa lui Hristos, Biserica Hristos, trupul lui Hristos, ne vom lua zborul spre cer și ne vom întâlni cu Domnul pe norii cerului. Nu? Așa cum am văzut la înălțarea Domnului, când la 40 de zile după răstignire, Domnul s-a înălțat la cer și ucenicii se uitau și vedeau pe Domnul înălțat spre cer și a fost acoperit de un nor, și doi îngeri au spus: de ce stați cu ochii priuniți pe cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer sub ochii voștri, așa cum l-ați văzut că s-a dus, așa va veni. Și ne învață Sfânta Scriptură că El va veni pe norii cerului și cu strigătul unui arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu, va suna și toți cei care suntem în Hristos, toți cei care au adormit în Domnul, se vor învia întâi, și apoi zice Pavel: noi cei vom fi rămași într-o clipă, într-o clipeală de ochi, cât clipește ochiul, o fracțiune de secundă, vom fi transformați, îmbrăcați în trupuri de slavă și ne vom ridica și noi spre cer împreună cu ceilalți, ne vom întâlni cu Domnul pe nor, în văzduc, și ne vom duce în cer și vom fi pentru totdeauna cu Domnul. Iată ce lucrare de aceasta va fi în timpul Apocalipsei. O să mai discutăm, noi am mai discutat, am mai arătat aceste lucruri. Tocmai nu de mult am încheiat în Biserica Maranata un studiu despre Apocalipsă, despre lucrările acestea, și mă îngrozesc când aud oameni care se cheamă mari înaintea oamenilor, care se țin că cunosc adevărul și dau o învățătură falsă. Dumnezeu să aibă milă și îndurare de ei și să se gândească că atunci când dai omului o nădejde falsă, vei da socoteală într-o zi înaintea lui Dumnezeu de tot ceea ce spui și tot ceea ce afirmi. Și Dumnezeu să ne ajute să putem să spunem adevărul, și dacă nu știm ceva, mai bine să tăcem din gură. Totdeauna când afirmăm ceva, să trecem acea afirmație sau acea învățătură prin prisma Scripturii. Nu că o zis fratele X sau Y sau o zis știu eu ce păstor sau știu eu ce preu sau știu eu ce cutare. Nu, domne, eu vreau să trec prin prisma Scripturii. Îmi vorbește Scriptura, îmi adeverește Scriptura acest lucru, dacă nu, las-o deoparte sau cercetează. Ca nu cumva să dai altora o minciună sau o învățătură falsă. Haideți să mai mergem câteva momente aici în textul nostru, după care o să încercăm să luăm și câteva telefoane. Deci, revenim aici la versetul 2 din 1 Timotei, versetul 5 de la 2, 1 Timotei capitolul 2, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Nu este altul. În 1 Ioan 2:1 zice Domnul: ce copilașilor vă scriu aceste lucruri prin gura lui Ioan, vă scriu acest lucru ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, sau în grecește un avocat, un paraclet, un apărător, pe Iisus Hristos cel neprihănit. Vreau să vă spun că în ceruri este un tribunal, în ceruri este o cameră de judecată. Și acolo este Dumnezeu pe tron, și așa cum este pe pământ, este partea acuzării, unde pârâșul sau acuzatorul nostru este diavolul, și este partea apărării, care este Iisus Hristos, singurul mijlocitor și mărturisitor înaintea lui Dumnezeu. Și când se prezintă cazul tău, diavolul vine și te acuză. Pârâșul te pârăște, te acuză înaintea lui Dumnezeu.
Acum, dacă tu ai un legământ încheiat cu Domnul Iisus Hristos, ești sub sângele Domnului, sângele Domnului vine și curățește, ca și cum este o hârtie scrisă cu cerneală și vii cu acel obiect cu care poți să ștergi scrisul sau acea vopsea albă care ștergi și tot ce a fost scris să ștergi. Asta este sângele Domnului care șterge și curățește pâra, acea petiție pe care diavolul o duce și o prezintă înaintea Dumnezeu și te pârăște cu tot ce ai spus, cu tot ce ai făcut, cu tot ce ai gândit. Deci noi trebuie să fim în permanență acoperiți de sângele Domnului și toate pârele pe care diavolul le aduce să fie acoperite de sângele Domnului. Și în felul acesta diavolul nu are niciun drept, fiindcă ori de câte ori este tu ai greșit, se aduce o pâră și judecătorul dă o sentință. Și în momentul când se dă sentința, dacă tu nu ești suficient de apărat, de apărare, care să vină să zică, domne, păcatul acesta a fost acoperit, păcatul acesta a fost mărturisit, lucrul acesta a fost acoperit de sângele meu, singurul lucru care este acceptat înaintea lui Dumnezeu este jertfa lui Iisus. Nimic altceva nu poate interveni, niciun alt mijlocitor, nicio altă rugăciune, nicio altă intervenție nu poate modifica. Singurul lucru ce se aduce înaintea lui Dumnezeu Tatăl este sângele Domnului, jertfa Domnului Iisus Hristos, care este singura care satisface dreptatea absolută a lui Dumnezeu. Dumnezeu este judecătorul suprem, El este drept și cu omul, este drept și cu diavolul. Diavolul vine și aduc o pâră împotriva acestui om. Aduc o pâră, uite ce a făcut, uite cum a făcut, uite așa, așa, să depun martori. Zice că orice acuzație trebuie să se facă pe mărturia a doi sau trei martori. Martorii sunt îngerii. Îngerii care sunt. În jurul nostru tăbăresc îngerii. Și aici în studio sunt îngeri. În casele voastre sunt îngeri. Fiecare om are cel puțin un înger sau doi, care tot timpul urmăresc, supraveghează tot ce spui, tot ce faci, tot ce gândești. Să știi că totdeauna când faci ceva, cineva te vede și se notează, se scrie o carte de aducere aminte, se scrie, se face un raport zilnic la tot ce faci și tot ce spui și tot ce gândești. Spune cuvântul lui Dumnezeu să n-apună soarele peste mânia voastră, numai că te-ai mâniat. Numai că te-ai mâniat este de ajuns ca diavolul să ducă, să n-apună soarele peste mânia voastră, să nu dați prilej cui diavolului, să vă pârască, să vă aducă o pâră înaintea lui Dumnezeu. Pentru simplu fapt că te-ai mâniat și ai dat drumul la gură, ai hulit, ai spus ceva neregul, ai tras o jurătură, o sudalmă, diavolul te pârăște. Ai până la sfințitul soarelui. Dacă până la sfințitul soarelui te-ai rugat și n-ai cerut iertare și nu te-ai băgat cu Dumnezeu, să scrie raportul, pac, se duce înaintea Dumnezeu pâra, se pune la dosar, se adună două, trei și vine de orice, domne, ăsta deja a făcut o dată, a făcut a doua, a făcut a treia, păi nu se poate, trebuie să intru să-l pedepsesc. Și Dumnezeu zice, da, pune în cântare. Este ceva, apărarea zice, îmi pare rău, nu și-a cerut iertare, n-a chemat sângele meu. Adică sunt lucruri adevărate, frații mei, dragii mei ascultători. Dumnezeu judecă cu dreptate. O să ziceți, da, dar Dumnezeu e dragoste. Da, e dragoste, am dovedit-o. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pe Iisus Hristos. Dar dacă tu nu folosești acel apărător, dacă tu nu folosești sângele Domnului, copilașilor, nu așa am zis, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu mai păcătuiți, mă, nu mai greși. Dar totuși, dacă ai greșit, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, nu pe Fecioara Maria, nu pe Sfântul Petru, nu pe Sfântul Pavel, pe niciunul. Pe Iisus Hristos este singurul care poate să meargă înaintea tronului Dumnezeu, înaintea scaunului, să spună, Tată, sângele meu a acoperit și acest păcat. De ce? Fiindcă omul acesta a cerut iertare, a avut un legământ cu mine, el este sub sângele meu, este sub jertfa mea, este iertat. Vă spuneam și altă dată, la oameni este o zicală, păcatul mărturisit, jumătate iertat, la oameni. La Dumnezeu, păcatul mărturisit, total iertat. Ce că Dumnezeu nu-și mai aduce aminte, le aruncă în marea uitării. Când tu le mărturisești, când ceri iertare, când sângele Domnului le acoperă, nu-și mai aduce Dumnezeu aminte. Adică le aruncă în marea uitării. Noi ne aducem aminte și dezgropăm morții și îi spunem, ne spunem, băi, ce mi-ai făcut acum 20 de ani? General, soțul soției se ceartă. Da, mă, atunci când m-ai luat, ai făcut așa, când mai știi tu cu cine ai vorbit și ce ai făcut, mi-ai dat atenție și dezgropăm morții și ne aducem aminte și ne dezgropăm rănile și ne rănim și așa mai departe. Așa suntem noi oameni răi. Zice Domnul, voi care sunteți răi,
Doamne, milă de noi. Vine la Domnul Iisus Hristos și zice un oarecare, ce bunul învățător, și zice, Domnul, pentru ce mă numești bun? Unul singur este bun, Dumnezeu Tatăl. Da, El este plin de bunătate, El este gata să te ierte, dar trebuie să faci ce cere Domnul. Trebuie să lucrezi după protocolul lui Dumnezeu. Nu poți să-ți faci de capul tău, omul nu se poate mântui prin fapte, omul nu se poate curăți prin faptele lui, omul nu se poate mântui sau ierta prin faptele lui, nu se poate. Toată lucrarea Dumnezeu este prin credință, fără fapte, ca să nu se laude nimeni. Da, după ce vii la pocăință, la mântuire, sigur că trebuie să faci fapte și pocăință. Dar mântuirea, iertarea, împăcarea cu Dumnezeu nu este prin fapte, ci doar prin credință. Și de aceea ai greșit, ai păcătuit, vii înaintea lui Dumnezeu și îți ceri iertare. Cerându-ți iertare, în numele lui Iisus Hristos, ești acoperit de sângele Domnului, greșeala este iertată, este anulată, ești dezlegat, ești eliberat și diavolul rămâne de rușine. Amin? Altfel, el cere dreptul. Doamne, a greșit odată, de două ori, lasă-mă să mă duc să-l lovesc, tu în continuare crezi că Dumnezeu nu vede și continui, zice, Doamne, nu lasă-mă să-i dau o boală, îi dau un cancer, acum mă ating de banii lui, mă ating de prosperitatea casei, mă ating de copiii lui, de nevasta lui și uite așa blestemul intră în casă și ești un om ruinat, distrus, fiindcă tu ai crezut că Dumnezeu nu vede și nu știe și nu ți-ai pus viața în rânduială cu Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să ne punem viața în rânduială. Amin? Bun. Haideți să rugăm regia tehnică să afișeze telefonul telespectatorului pe micul ecran. Avem un telefon nou aici în studio. 0358 565656. Foarte ușor de reținut, de 0358 565656. Văd că este afișat acolo pe micul ecran. Deci dacă avem în această seară telespectatori care ne urmăresc și ne ascultă și doresc ca să ne sune în direct, să ne pună o întrebare, să putem să stăm de vorbă cu ei și apoi la urmă o să facem și rugăciunea aceea de predare pentru cei care vor să-și predea viața în mâna Domnului, să facem și o rugăciune generală pentru toți cei care au nevoie de vindecă. Dar să vedem dacă avem ceva telespectatori în această seară, să vedem dacă cineva sparge gheața, știu că nu merg toate rețelele, nu ne preiau toate rețelele încă, dar sperăm că cât de curând să putem să fim preluați de toate rețelele de cablu și în felul acesta să putem să avem o audiență mai mare pentru cei care ne-au ascultat și în trecut. Am primit foarte multe telefoane prin care oamenii mă întreabă când reveniți, când reveniți, când reveniți. Uite că cu ajutorul lui Dumnezeu am revenit din nou pe micul ecran și sperăm să fim aici pentru o bună bucată de vreme. Se pare că avem un prim telefon, da? Bună seara! Alo, bună seara! Cu cine avem onoarea? Sunt Ureana Elisabeta de la Sebeș, domnul pastor m-a sunat și săptămâna trecută. Așa, Elisabeta de la Sebeș, da, spuneți, vă rog. Da, soția lui Vasile de la Sebeș. Da, 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 mi-aduc aminte, da, spuneți, vă rog. Da. Domnul pastor, uite, avem o rugăminte, să faceți o rugăciune că el e bolnav la Cluj, internat la Cluj, la Institutul de Inimă. Auleu! No, și vă rog frumos să faceți o rugăciune pentru sănătate, pentru... Am înțeles. Iertarea păcatelor pentru toate. Am înțeles. E bolnav. Da, da, bun, deci Vasile e bolnav, da? Nicio problemă, o să ne rugăm pentru el și Dumnezeu să se atingă de el. Bine, vă mulțumim frumos că ne-ați sunat, stați liniștiți că o să mă rog și astăzi și o să-l mai port în rugăciune și în biserică. Bine, vă dorim o seară binecuvântată, Doamne ajută, noapte bună, mulțumim pentru telefon. Doamne Dumnezeule, mă unesc cu Elisabeta de la Sebe, soția lui Vasile, care în această seară mă înștiințează, Doamne, că este bolnav, este în Cluj, probleme cu inima. Doamne Dumnezeule, Tu cunoști viața lui, cunoști problemele lui. Doamne Dumnezeule, vin să iau autoritate peste Vasile și vin să-l dezleg în numele lui Iisus Hristos din Nazaret de orice greșeală, de orice păcat, de orice fără de lege, săvârșite cu voie, fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta, cu gândul. Doamne, iartă-l, scrie în dreptul lui iertare orice pâră pe care diavolul a adus-o împotriva lui să fie acoperită de sângele Domnului Iisus Hristos, orice pâră să fie anulată, orice pâră să fie iertată și el să fie deslegat de orice legătură demonică,
orice blestem care este peste el, orice farmec sau orice lucrare diavolească în numele lui Iisus Hristos să fie nimicită și el să fie complet dezlegat și eliberat. Și acum vin să iau autoritate asupra acestor duhuri necurate, duhuri de boală, de neputință, duhuri de boală de inimă și orice alte duhuri asociate cu ele, le leg în numele lui Iisus Hristos din Nazaret și le poruncesc să părăsească trupul lui, viața lui, familia lui, să se ducă direct în adânc și să nu se mai întoarcă niciodată. Doamne Iisuse Hristoase, unge-l Tu acolo cu undelemnul Tău divin, atinge-Te, Doamne, de el. Prin rănile Tale, Doamne Iisuse Hristoase, îl declar vindecat. Tu ai spus, Doamne, că prin rănile Tale suntem vindecați. Da, Doamne, rănile Tale, Doamne, sunt suficiente și pentru vindecarea acestor boli. Tu ai luat suferințele noastre asupra Ta, ai luat toate păcatele fără de lege și nigiurile noastre asupra Ta și prin rănile Tale suntem tămăduiți sau vindecați. De aceea, Doamne, în această seară, prin credință, aplic această binecuvântare a rănilor Tale, a jertfei Tale de la Golgota, în viața lui Vasile și Te rog, Doamne Iisuse, fă-ți numele de slavă, atinge-Te, Doamne, de el, eliberează-l, sfințește-l, curățește-l, vindecă-l, trimite îngerii Tăi care să aducă chiar acum eliberare și vindecare și numele Tău să fie proslăvit și glorificat. Îl încredințez mâna și în brațul Tău, binecuvintează-l, păzește-l, crotește-l pe el și casa lui, adun continuare pocăință și mântuire în casa și în familia lor și numele Tău să fie proslăvit și glorificat în toate. Amin, 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 mărire Domnului, slavă Domnului. Bun, haideți să vedem dacă mai putem să preluăm încă un telefon. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Cu cine vorbim? Cu Mircea. De unde? Din Alba Iulia. Așa? Spune, Mircea. O rugăciune pentru familie și pentru mamica, pentru mama, pentru Letiția. Pe din Alba Iulia. Mama Letiția, da, este bolnavă? Păi, nu, bolnavă, odor picioarele. Am înțeles. Dori o rugăciune, vă rog. Bine, sigur, mulțumim frumos de telefon. Bine, la revedere, noapte bună, Doamne ajută! Doamne Iisuse, mă unesc în această seară cu Mircea din Alba, care în această seară dorește o rugăciune pentru familia lor, în special pentru mama Letiția, care este bolnavă și cu picioarele. Doamne Dumnezeule, vin să iau autoritate asupra acestei familii. Tu ai spus că cei care doresc să cheme, el a chemat, a sunat, să cheme prezbiterii, lucrătorii Domnului, a chemat aici la televiziune și prin această lucrare mă unesc cu el. Și doresc, Doamne, ca familia lor să fie iertată și eliberată, de aceea mărturisim toate păcatele fără de lege și nigirile lor, cele săvârșite cu voie, fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta, cu gândul. Vin, Doamne, să iau autoritate și dezleg pe Mircea, familia lui și mama lui Letiția de orice greșeală, de orice păcat, de orice fără de lege. Doamne, ceea ce dezlegăm noi pe pământ scrie că este dezlegat în cer, scrie în dreptul lor iertare, dezlegare, grațiere, sfințire, curățire. Iau, Doamne, autoritatea asupra duhurilor de boală, de neputință, de necredință, orice formă de duc străin care a afectat viața sau familia lor, le leg în numele lui Iisus Hristos din Nazaret și le poruncesc să părăsească familia lor, casa lor, să ducă direct în adânc, să nu se mai întoarcă niciodată. Doamne, lasă binecuvântările Tale peste această familie, lasă pocăință, lasă mântuire, viață veșnică, pune garda Ta de îngeri păzitori în jurul lor, Doamne, proslăvește-ți numele și fă ca tot ce se face în casa aceea să fie spre slava Ta. Încredințăm mâna și în brațul Tău și îți mulțumim, Tată Ceresc, în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Aleluia, amin, mărire, cinste, glorie Domnului. Să vedem dacă mai avem un telefon. Alo, bună seara! Bună seara, domnule Segane. Constantin a fost la nevastă mea de atunci, care a venit odată cu căruțul la dumneavoastră. Da, Constantin, da, mi-aduc aminte, da, spuneți, vă rog. Da, o rugăciune te treaba frumoasă, dacă puteți să vedeți să mai faceți vreo ungere. Da, o să încerc, nu promit când, dar mă mai sun dumneatale că ai telefonul meu sau mai mă cauți la biserică și o să căutăm să venim eventual într-o seară și să mai facem o ungere. Se vede ceva progres? Mi-a spus că ați mai fost da, cu... Da. Da? Mă bucur da, mult. Da. Mă bucur. Oare cum era numele soției? Maria. Maria, da? Maria. Da. Bine, ne unim și în această seară în rugăciune și Dumnezeu să lucreze. Dumnezeu să lucreze, Dumnezeu este Cel ce poate și singurul care poate să facă minuni. Bine, mulțumim frumos de telefon, Doamne ajută, noapte bună! Doamne Dumnezeule, mă unesc cu Constantin din Alba, cunosc problema lor, familia lui, soția lui care este bolnavă, Maria, Doamne, mă unesc cu el, Doamne, și Te rog să ne mărești credința și a mea și a lui
Te rog să privești cu ochi de milă și îndurare. Încă o dată, Doamne, vin să ceri iertare, iertare pentru Constantin, Maria, casa lor, familia lor, părinții, bunici, strămoși, până la șaptea generație, Doamne, vin să ceri iertare pentru toate greșelile, păcatele, fără de legile, săvârșite cu voie, fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta, cu gândul. Nu știm, Doamne, de unde vine dreptul acesta al diavolului, dar vrem, Doamne, ca orice drept pe care diavolul a avut să fie nimicit în această seară, orice legătură demonică să fie nimicită. De aceea, Doamne, scrie în dreptul lor iertare. Deslegare, de aceea vin să-l dezlepe pe Constantin și pe Maria și familia lor de orice greșeală, de orice păcat, de orice fără de lege, săvârșite cu voie, fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta, cu gândul, atât pentru ei cât și părinți, strămoși, bunici, până la șaptea generație. Doamne, scrie dezlegare. Tu ai spus că ceea ce noi dezlegăm pe pământ va fi dezlegat în cer. Scrie grațiere, scrie iertare, Doamne. Fă-ți numele de slavă. Tu ești cel ce poți, singurul ce faci minuni. Dă putere și autoritate robului tău în această seară. De aceea vin să iau autoritate peste familia aceasta și vin să leg în numele lui Iisus Hristos toate duhurile de boală, de neputință, de necredință, duhuri de blestem, duhuri de farmece sau alte forme de duhuri care au avut vreun drept asupra acestei familii și în special asupra lui Maria, vin să leg aceste duhuri în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, nume mai presus decât orice nume, le leg în numele lui Iisus Hristos și le poruncesc să se ducă direct în adânc și să nu se mai întoarcă niciodată. Doamne, trimite îngerii tăi care să facă această lucrare. Trimite îngerii tăi cu balsamul tău de vindecare, cu ungerea ta, cu minunile tale. Și chiar în această seară, te rog, atinge-te, Doamne, de Maria, ridic-o, vindec-o, sfințește-o, curățește-o, atinge-te și de Constantin, Doamne, dă-le, Doamne, credință, dă-le nădejde, binecuvintează-i Tu, Doamne, arată-ți puterea, arată-ți mila și îndurarea, fiindcă Tu ești Cel ce poți. Doamne Iisuse, mijlocește înaintea Tatălui pentru Maria, Doamne, acopere toate petițiile și toate plângele și pârele pe care diavolul le-a dus înaintea Tatălui, înaintea Tribunalului Suprem, acopere-le, Doamne, cu sângele Tău, ca în dreptul lor să se scrie iertare, grațiere, vindecare. Doamne, prin rănile Tale o declar vindecată, Doamne, prin sângele Tău o declar iertată, sfințită și curățită. Și știu că Tu ești Cel ce poți să faci mult mai mult decât înțelegem sau pricepem noi. De aceea îți mulțumim, Tată Ceresc, în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Aleluia, amin, amin. Noi trebuie să declarăm aici ceea ce este scris. Eu declar, o declar vindecată, o declar eliberată. Fac ceea ce Scriptura ne cere. Mai departe face Dumnezeu. Nu sunt eu cel care vindecă, este Dumnezeu cel ce vindecă. Dumnezeu este cel ce notează. Domnul Iisus este cel ce scrie. Domnul Iisus este cel ce acopere cu sângele. Noi avem datoria să declarăm ce este scris. Avem datoria să spunem ceea ce este scris în Scriptură și mai departe Dumnezeu face lucrarea. Amin? El este Cel ce că Dumnezeu face rana, Dumnezeu vindecă rana, Dumnezeu dă viață, Dumnezeu ia viața. El este suveran, suprem să facă ceea ce dorește. Noi avem datoria să mijlocim și să ne rugăm. Bun, haideți să vedem dacă mai este un telefon. Alo? Alo, bună seara. Da, bună seara, cu cine vorbim? Cu Ana din Alba Iulia. Am vorbit și duminica trecută. Așa, spuneți, vă rog. Sunt o persoană bolnavă fizic, dar actualmente m-am îmbolnăvit și de o boală a sufletului, depresia. Și aș vrea ca Dumnezeu să-mi lase lumea din pete. Vă rog din toată inima să spuneți și pentru mine o rugăciune în seara aceasta. Sigur. Să mai pot merge pe drum, să mai pot judeca, să mai pot gândi, să mai pot ajuta copii. Am înțeles, am înțeles, am înțeles. Bine! Vă mulțumim frumos de telefon, la Dumnezeu totul este cu putință, ne rugăm și în această seară, facem mijlocire, facem dezlegare și Dumnezeu să vă mărească credința, să credeți, să primiți ceea ce eu vă spun. Când eu mă rog, mea să ziceți, da, Doamne, amin, amin înseamnă așa să fie, primesc, Doamne, ceea ce Tu îmi spui, primesc această rugăciune, mulțumiți lui Dumnezeu și așteptați ca Dumnezeu să lucreze, amin? Și doresc foarte mult, da? Să vin la dumneavoastră la biserică. Sigur, Dumnezeu să vă ajute, mi-ar face multă plăcere să puteți să veniți într-o duminică, să stăm de vorbă și să vă bucurați în biserica noastră. Bine, vă dorim o seară binecuvântată, vă dorim noapte bună și așteptăm ca Dumnezeu să lucreze și să puteți veni și în biserica Maranata. La revedere, noapte bună, Doamne ajută!
Doamne Dumnezeule, mă unesc cu Ana din Alba Iulia, care în această seară vine, Doamne, și bate la ușa milei și îndurării tale. Doamne, este bolnavă, are probleme, Doamne. Dorește ca încă să poată să fie în stare să se poarte pe picioarele ei, să judece cu mintea ei, să-și ajute, Doamne, familia, pe cei dragi. Doamne Iisuse Hristoase, vin să cer iertare pentru Ana din Alba Iulia, pentru ea, pentru familia ei, pentru părinții ei, bunicii ei, strămoșii ei, până la 7-a generație, Doamne. Mărturisesc toate păcatele, fără de legile și nelegiuirile lor, cele săvârșite cu voie, fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta, cu gândul. Doamne, scrie iertare, scrie grațiere în dreptul lui Ana, în dreptul familiei ei, părinților, strămoșilor ei, până la 7-a generație, ca diavolul, Doamne, să nu mai aibă niciun drept. De aceea iau autoritate asupra lui Ana, ea este cea care a chemat aici, Doamne, și faptul că a chemat și a cerut, eu am să fac această lucrare, iau autoritate peste Ana și familia ei și vin să o dezleg în numele lui Iisus Hristos din Nazaret de orice greșeală, de orice păcat, de orice fără de lege, săvârșite cu voie, fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta, cu gândul. Doamne Dumnezeule, scrie în dreptul ei iertare, dezlegare pentru ea, familia ei, strămoșii ei până la 7-a generație. Ca diavolul să nu mai aibă niciun drept. De ce iau autoritate asupra tuturor duhurilor de boală, de neputință, de blesteme, de farmece sau orice altă formă de duhuri străine care au avut vreun acces asupra vieților, familiilor și au adus boală, suferință, întristare. Leg aceste duhuri în numele lui Iisus Hristos de Nazaret, nume mai presus decât orice nume, și le poruncesc să părăsească familia aceasta, să o părăsească pe Ana, să se ducă direct în adânc și să nu se mai întoarcă niciodată. Fă, Doamne, ca sănătatea, binecuvântarea, pacea, liniștea, dragostea, unitatea să vină peste ea și peste casa ei. Întărește picioarele, întărește mintea, Doamne, curățește-o, sfințește-o, Doamne. Pune garda ta de înger păzitor, trimite, Doamne, îngerii tăi care să aducă, Doamne, balsamul de vindecare, de eliberare, să aducă binecuvântările tale peste ea. Și dorește, Doamne, să vină în biserica Maranata. Fă, Doamne, împlinește această dorință, întărește-o, sfințește-o, Doamne, fă-ți numele de slavă, să se știe, să se cunoască că Tu ești Dumnezeul adevărat și că eu sunt slujitorul Tău. O încredințez în mâna și în brațul Tău și fă-ți, Doamne, numele de slavă și lasă binecuvântările Tale cerești și pământești și mai presus decât orice mântuire și viață veșnică. Și noi îți mulțumim, Tată, în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Aleluia. Amin. Amin. Bun, mai avem câteva minute. Haideți să mai încercăm să mai preluăm încă un telefon. Alo, bună seara. Nu avem? Bun. Atunci, dacă nu avem, este momentul să facem o rugăciune. Dacă cineva mai sună, îi punem în așteptare. Așa cum facem de obicei în fiecare emisiune, dăm ocazie telespectatorilor noștri să își predea viața în mâna lui Dumnezeu. Nu este nimic mai important în viața unui om decât să încheie un legământ cu Hristos. Da, primul lucru, înainte de a încheia un legământ, înainte de a face orice, trebuie să-L inviți pe Hristos în viața ta. Așa cum spuneam, Domnul zice, iată, eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva glasul meu, deschide ușa, inima, deschide ușa inimii, voi intra la El, voi cina cu El. Cea mai mare minune, cea mai mare minune este minunea mântuirii pe care Dumnezeu a pregătit-o și pentru tine, dragul meu ascultător. Nu este întâmplător că asculți această emisiune, nu este întâmplător că mă asculți în această seară, poate este pentru prima dată. Dumnezeu a rânduit această seară ca o minune a vieții veșnice să se poată întâmpla și în viața ta. Iubite ascultătorule, ești tu gata? Pun o întrebare, ești tu gata să-L primești pe Iisus Hristos în inima ta? Ești tu gata să-L inviți să preia El controlul vieții tale? Dacă da, te invit acolo în fața televizorului să îngenunchezi acolo în fața televizorului. Ridic o mână către cer și una pune-o pe inimă. Și repete după mine aceste cuvinte și spune-le în toată inima ta. Dacă trebuie să plângi, plângi. Dacă trebuie să știu ce trebuie să faci, te proșterne-te înaintea Domnului. Gândește-te că Dumnezeu este prezent acolo în casa ta. Unește-te cu mine în această rugăciune și crede că Dumnezeu te ascultă. Acolo sunt îngerii care văd și notează, scriu o carte de aducere aminte. Spune așa ceea ce te învăț, zi așa, Doamne Iisuse Hristoase, am nevoie de Tine. Recunosc, Doamne Iisuse, că sunt un păcătos, ca orice om. Și în această seară îmi mărturisesc păcatele, fără de legile și nelegiuirile mele, cele care le-am săvârșit cu voie, fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta, cu gândul.
Doamne, iartă-mă! Ai milă de mine, păcătosul! Spune așa, Doamne Iisuse, eu cred că Tu ai venit de la Tatăl Ceresc ca să mori pentru păcatele omenirii și Îți mulțumesc că ai murit și pentru mine. Cred, Doamne, că ai murit și pentru mine pe crucea de la Golgota. Ai murit pentru păcatele mele. Cred, Doamne Iisuse, că Tu ai înviat a treia zi, Te-ai ridicat la cer și stai la dreapta lui Dumnezeu și în această seară mijlocești și pentru mine, păcătosul. De aceea, Doamne Iisuse Hristoase, în această seară, de bunăvoie, nesilit de nimeni, îmi deschid ușa inimii și a vieții mele să Te primesc pe Tine, Doamne, ca Domnul meu, ca Mântuitorul meu, ca Dumnezeul meu. Îmi predau viața mea în mâinile Tale, Doamne, și Îți mulțumesc că Tu îmi vei ierta toate păcatele mele. Ia-mi Tu viața mea sub controlul Tău, sub ocrotirea Ta, Doamne. Scrie și numele meu în cartea vieții. Ajută-mă, Doamne, ca să trăiesc și să exist după voia Ta, sub controlul Tău, sub ocrotirea Ta. Și Tu, Doamne, să fii proslăvit și glorificat. Îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut, pentru tot ceea ce faci și vei face în viața mea. Doamne Iisuse Hristoase, îți mulțumesc. Îți mulțumesc, Tată, Duhule Sfânt și Doamne Iisuse, amin și aleluia. Mărire, cinste, glorie Domnului. Dragul meu, dacă ai făcut această rugăciune în această seară, este primul pas spre mântuire, este primul pas spre Dumnezeu, este primul pas de a te apropia de Cel Sfânt. Sigur că este nevoie să găsești o biserică, nu știu de unde ești, dacă ești în zona Alba Iulia și vrei să vii în biserica noastră, noi ajutăm pe toți cei care vor să încheie un legământ în apa botezului. N-ajunge să te predai și să ceri. Trebuie să crezi și să faci. Credința fără fapte este moarte. Deci toți cei care vor să fie mântuiți, care trebuie să fie împăcați cu Dumnezeu, trebuie să încheie un legământ în apa botezului prin mărturisirea credinței sau a credeului în apa botezului. Dacă ești în zona Bisericii Maranata, poți să vii, stabilim o zi în care să poți să primești botezul nou testamental. Dacă ești în altă parte, caută o biserică evanghelică, caută o biserică care practică botezul la oamenii maturi, nou, botezul nou testamental, du-te, este de vorbă cu conducătorul bisericii, cu pastorul bisericii, cu predicatorul bisericii și vezi ce se poate face ca să poți să primești botezul în apă pentru nașterea din nou. Dacă nu te vei naște din apă și din Duh, cu niciun chip nu vei putea intra în împărăția lui Dumnezeu. Bun, haideți să facem și o rugăciune pentru cei bolnavi. Citeam și săptămâna trecută și o să citesc și în această seară pasajul din Isaia. Prorocul Isaia la capitolul 53 vorbește așa de frumos, zice: disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferințele, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, zice el, Iisus, suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El, adică Iisus, era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți sau vindecați. Deci iată că prin rănile Domnului suntem tămăduiți sau vindecați. De aceea, în această seară, dacă este cineva care are o boală, o suferință, are o meteahmă, te îndemn, dragul meu, să întinzi mâinile spre televizor ca și un act al credinței. Cuvântul Domnului spune în Evanghelia după Matei: dacă doi dintre voi se învoiesc să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. În această seară mă unesc cu tine, dragul meu ascultător. Ne unim. Faptul că întinzi mâinile spre televizor este un act al credinței. Dacă ai o boală anume, la cap, la inimă, ia o mână, lasă o mână spre televizor și pune o mână acolo unde te doare. Și crede din toată inima ta că Dumnezeu se poate atinge de tine chiar acum, în această seară. Te poate vindeca pe loc.
Dumnezeu poate să facă o minune, vindecare pe loc, poate să fie o vindecare progresivă, la noapte, mâine, într-o săptămână, nu știu cum lucrează Dumnezeu. Ceea ce este scris, că noi când cerem ceva și ne rugăm, trebuie să credem că am primit. Credința nu este în lucrurile văzute, ci în cele nevăzute. Să-i mulțumim lui Dumnezeu și să așteptăm manifestarea acelor lucruri. Amin? Și acum pentru toți cei care sunteți bolnavi, suferinți, care sunteți chinuiți de diferite puteri demonice, rugați-vă cu mine cu credință. Nu uitați că este o mare putere în rugăciunea care vine din inimă. Tată, Dumnezeule drept și adevărat, te lăudăm pentru puterea care ai pus-o în noi, pentru autoritatea care a dat-o asupra tuturor forțelor vrășmașului, pentru puterea și autoritatea de a vindeca bolnavi. Întinde-ți, Doamne, acum brațul Tău cel puternic, însoțește-ți, Doamne, slujitorul Tău cu puterea Ta și fă, Doamne, vindecări, eliberări, minuni și semne în această seară. Să se știe, să se cunoască că eu sunt slujitorul Tău și că Tu ești Cel ce ai pus această putere în mine și ai făcut, Doamne, din mine o unealtă destoinică pentru lucrarea Ta. Tată Sfânt, Dumnezeule puternic și adevărat, venim înaintea Ta în numele Mântuitorului și a Domnului nostru Iisus Hristos să Te rugăm pe Tine, Doamne Dumnezeule, să atingi Tu pe fiecare persoană care urmărește această emisiune, care ascultă glasul meu, lasă puterea și binecuvântarea Duhului Tău cel Sfânt să curgă, Doamne, prin trupurile lor. Vindecă, Doamne, pe toți cei care văd această emisiune, care cred în puterea Ta. Eliberează, Doamne, de orice legătură și blestem a diavolului și ei îți vor aduce, Doamne, laudă și vor slăvi numele Tău. În numele Domnului Iisus Hristos, vindecă oamenii și copiii, Tată. Copiii Tăi, vindecă orice boală, îndepărtează orice durere, eliberează, Doamne, sujugul păcatului, al neregiuilor și al fără de legilor lor, Doamne. Binecuvintează-ți, Doamne, poporul Tău, arată-ți puterea Ta. Doamne, vin să dezleg pe toți cei care mă ascultă în această seară. Dezleg numele Lui Iisus de orice greșeală, de orice păcat, de orice fără de lege. Să vrește cu voie, fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta, cu gândul. Vin, Doamne, să leg toate duhurile de boală, de neputință, de necredință, de beție, de curvie, de lăcomie, orice patimă, vin să leg aceste duhuri și toate celelalte asociate cu ele. Le leg în numele Lui Iisus Hristos și le poruncesc să părăsească pe toți cei care ascultă această emisiune, să se ducă direct în adânc, să nu se mai întoarcă niciodată. Lasă, Doamne, balsam de vindecare, lasă putere de eliberare, Doamne, lasă binecuvântare, pace, mântuire peste toți ce ascultă această emisiune. Știu că nu este întâmplător, Doamne, că în această seară să asculte aceste lucruri pe care noi le vorbim aici, Doamne. Binecuvântează, Doamne, poporul Tău, atinge-te-ți, Doamne, atinge-te, Doamne, de oamenii Tăi, descoperă-ți puterea să vadă că nu este zadarnică credința lor în Tine. Doamne, Tu ești nădejdea noastră și vrednic ești, Doamne, și Dumnezeul nostru să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Aleluia, amin, amin, amin. Dragul meu telespectator, dacă în această seară ai simțit o căldură, un fior, o prezență, o putere peste tine, acesta este Duhul Sfânt. Este prezența poate a îngerilor. Nu știu. Zice că lucrarea este prin credință și prin vedere. Nu trebuie să simți nimic. Nu trebuie de multe ori, eu când mă rog pentru că nu simt nimic, de altă dată simt o prezență, o putere. Nu știu cum lucrează Dumnezeu. Totul este să crezi. Un lucru care vreau să te avertizez când ne apropiem de încheiere, după ce se încheie misiunea, o să vină diavolul și o să spună, să știi că Dumnezeu nu s-a atins de tine, tu ești prea păcătos, vezi că tot așa ești, vezi că n-ai fost vindecat, tu spune înapoi a mea satanul. Eu cred în promisiunile lui Dumnezeu, eu cred că Dumnezeu a ascultat rugăciunea mea, eu cred că Dumnezeu va interveni. Că El va interveni acum, că la noapte, mâine, poi mâine, nu știu. De multe ori este nevoie de stăruință. Domnul zice, stăruință înseamnă ne rugăm de mai multe ori. Este o vorbă, că o floare nu se face primăvară. Dar este un început. Noi credem în puterea lui Dumnezeu. Credem că Dumnezeu poate. Ei, dacă Dumnezeu te vindecă, dacă Dumnezeu se atinge de tine, mulțumește-L lui Dumnezeu, sună-mă în emisiunea viitoare, spune, uite ce a făcut Dumnezeu pentru mine, uite cum Dumnezeu a lucrat, m-a vindecat, sau vine în biserica Maranata și te pune o mărturie și dă slavă lui Dumnezeu. Stimați telespectatori, timpul s-a scurs, vă mulțumesc frumos pentru că m-ați ascultat, dacă v-am supărat, v-am întristat cu ceva, vă rog să mă iertați. Ne vom vedea din nou săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci vă doresc o săptămână binecuvântată, multă pace. Nu uităm, tot ce are suflare să laude pe Domnul, lăudați pe Domnul.
La revedere, Doamne ajută, pe săptămâna viitoare!